Acum, n-ar fi corect să spunem că îi facem parastasul lui Nena Iancu. N-are nevoie și a făcut el singur destul parastas prin operă. Și ne-ar da una după ceafă. Clar. Tu ești în poziția perfectă. Eu dai mâna, da. Ce ați venit, mă, să faceți la mine acasă? Uite-te cu coada ochiului la Cătălin Ușuiesc, dacă te uiți la coada ochiului. Nena Iancu, le scuz, de ce parastas? Noi am venit. Dar cum să cheam? Trebuie ceva la... La aniversare. La aniversare. La Zaia Fet. Nu? Corect. Că oamenii au zis, bă, sunteți nebuni, e mor de atâta vreme și voi îi spuneți la mulți ani și am scris acolo pe Facebook, stimată doamnă, ați ieșit puțin din casă sau ați dat drumul 3 minute la televizor, când a murit Nena Iancu? Că e mai prezent de cum ieșim aici în față sau dacă nu aveți posibilitatea, dăm drumul puțin la un televizor, cum să moară? La mulți ani! Nu e Dumnezeu să-l ieri. Asta vorbeam cu Damian, că vin alegerile și mai actualitate ca niciodată, adică e la... Fixul fixului anul ăsta cu alegerile, știi? Păstorel Teodoreanu îi zisese la o conferință, murise el deja, ce îmi vine greu ca să aștern un adevăr ce nu-l suport, ca Toma tu să fii cel mort și ca-ți avem cu cel etern. Ma. Cam despre asta era vorba. Corect. Noi avem în spate imaginea lui Nea Iancu, e celebra fotografie cu el la masă, cu Alexandru Vaida Voievod și cu George Coșbuc. La Carlsbad, da. La băi. Da, cu pălăria aia mare, doamnă. E imaginea care a fost consacrată cumva, că din câte știu cam asta este sursa de inspirație și pentru bagnota de 100 de lei. A fost poza asta, nu? Da, e poza, poza. Și aici reproduși și nu ne-am pus aleatoriu la localul din strada Covaci numărul 3. Nu e la el acasă, nici la... Eu chiar dacă ești din cacurist, de a ieși din cadru... Mă, nu mai râdeți, că aici s-a dat ori exactă la mici, adică e sfințenie. Da. Gat, poți să... Aici sigur, era sigur. Când aveau mați, nu? Da. Aha. Și a zis ăla, ce mici, ce cârnați mici, ce cârnați mititei. Mititei a rămas, frate. La revedere. Așa se rămână numele, ca și legenda râului Moldova. Dar ce apă e asta stolnice? Ia apa Moldovei, beria ta. Bine, așa să-i rămâne. Aici, ascultă. Dumnezeul localului nu era Nena Iancu, era un precursor, dar lui era Nae Orășanu. Da, Nae T. Orășanu. Ăla de-am vorbit noi. Noi suntem, localul era ceva mai mare decât este ăsta de acum. Dacă privim de afară, o să vedem clar că ăsta e o secțiune din clădire. Aha. Nu ocupă tot amplasamentul. De piață. Asta e viața. Aici Nae Orășanu avea la masa numărul 5 masa ziariștilor. Am vorbit pe tur cu domnul Sorin. Da. Că el da. E, Nae Orășanu e ăla care îl introduce pe Caragiale în gazetărie. La ghimpele lui Orășanu scrie prima oară Nena Iancu. După aia se face, că nu-l cunoaște pe Nae Orășanu, sunt niște treburi acolo care cred că n-au fost niciodată cercetate. Nae Orășanu era comisar de poliție. Da. El poza în Băiatul Poporului, în Ne dăm cu oamenii, dar el stătea la cafenea și mai înregistra din când în când despre ce-i vorba. De altfel, băiat cu multă... Aia, vă ascultăm, știm, de unde știți? Păi nici n-am SIM în telefon, zice. Cam așa trebuie să merge. Cu ochi, SRI e cu ochi pe noi și de desubt scrie SRI-ul, răspuns cu ochii. Da. Analfabetule. Băi, eu cred că serie cu ochii pe noi. Cu ochii pe tine suntem. Discuție între doi îndrăgostiți. Ai închide tu. A doua oară, tu ai închis primul, Manu? Tu ai închis primul. Seriu, ați închis amândoi. Da, știți? Da, o știam cu, bă, hai decideți-vă că trebuie să fac și eu stenograma. Care închide. Știi ăla cea, tu, dar eu te iubesc. Băi, ia gata, mă. Care închide că să termin și eu stenograma asta. Băi, eu stau 3 zile după voi că sunteți îndrăgostiți. Domnul Nae Orășanu era mult mai puțin discret decât Seriu. El stătea în... Văzut tuturor, toată lumea știa că e comisar de poliție, dar el era băiat simpatic, că era băiat chefliu, băiat care îi dădea și cu petrecăreala. Care... Dar el și scria că cum îl arestuia la Văcărești tot timpul, că el se ducea la Văcărești, bătea la ușă și zicea am adus plapuma și perna. Se pare că era și trimis, am aflat și eu între timp de când am avut discuția, tot... ca să tragă cu urechea și pe la și băieții. Și ăla spunea, frate, dar n-a venit nimic ca să te arestăm, vine în 2 ore, stați liniștiți, primiți-mă că n-am unde să mă duc, zicea. Și într-adevăr, ce tot timpul, 2-3 ore, apărea, deci era și o pârlă. Da, avea gata. Domnul da, avea tot. E simpatizat de bucureșteni, de fapt simpatia românului pentru golănași. Care e valabilă până astăzi. Până astăzi, da. Da. Deci cei mai apreciați peste tot părățile de socializare sunt golani. Școala vieții. Unii. Bun, ăsta era într-adevăr un golan inteligent. Nimeni nu-i contestă chestia asta. E golan, e bagabund, dar n-am ce-i face. Tot acasă se întoarce. Cam așa, dalea. Are un spirit dramatic, deci când relatează momentele de la 1859, când cu unirea principatelor, mi-am lăsat copilul acasă, l-am sărutat, că nu știam dacă îl mai văd, aia e înscris. O lacrimogenă acolo. Plângi la vorbă străi, vorba aia, că tu înțelegi că ești tu ai îngăzduire pe unii. Bine, eu plâng oriunde, nu contează.
La noi e profesional. Lucrăm, da. Am făcut un interviu, paranteză, probabil că o să o ținem 6-7 ore, când o să aibă exact, omul card. Da. Am făcut un interviu cu... E fazit când se termine... Da, și... Întrebe oameni dacă era un stick, sunt doi, un USB, mai lung. Și am făcut cu Margarita Lozano. Margarita Lozano este personajul din Baltagu. Baltagu, epopeea poporului român, este jucat de o doamnă din Spania. Nici o treabă. Și dublată. Și dumneavoastră a zis așa, bă, Cătăline, și am prins-o, noroc mare, în ultimii ani ai vieții, pe telefon, am vorbit cu dumneavoastră și așa mai departe și am zis, bă, două chestii nu înțeleg la voi. Primul, cum puteți să mâncați laptele rece cu mămăliga aia, cu polenta? Că țineam minte ce mâncați așa. Și al doilea zice, voi cum plângeți la un mormânt care nu e al vostru pe bani? Cum sunt bocitoarele alea gelului? Zice, voi nu plângeți la mormântul ăluia de a fost cu voi? Ba, în general, nu obligatoriu. Da, dar nu e obligatoriu. Și a zis, eu nu înțeleg, deci îi dau bani și aia se duce și începe. Doar, e job-ul ei, nu? Doar numele trebuie să-l știe și dacă mai are și două, trei poante din viață. Știi exact și aici. Exact da, așa e un soi de necrolog, dar cântat. Da. Merge să se servească. Bine, există și situații contrarii, că toți suntem cu neneancul lângă noi aici. Nu, vei, ai grijă ce zici, că eu îl simt un picuț peste umăr, știi? Adică... La o slujbă... Ai grijă mare, ce adică... Ia-i să vină tu aici, îi stau eu acolo și îl faci cum vrei, dacă e. Ești mecher. A fost exact situație de nenea Iancu, cumva de văduva veselă. Murise un domn la o vârstă respectabilă, care fusese foarte bine după retrocedări. Și domnul ăla și-a împărțit din timpul vieții să n-aibă conflicte după moarte, a lăsat câte o porțiune generoasă cam tuturor care aveau interes. Cam cum a pățit Caragiale după Momuloae. Aha. Doar că noi am asistat la cea mai contradictorie înmormântare cu putință, că toți zâmbeau. Deci ăla era mort pe catafal, noi făceam slujba. Da, părinte, da, tare rău ne pare. Da, intră tu primul că bine mă bufnește râsul. Erau niște oameni satisfăcuți la mormântarea aia, dar n-ai pomenit așa ceva. Deci aia e lăsat, că aș vrea să spun și eu două cuvinte despre defunct. Să știți că el în timpul vieții, sincer, că acum eu ca părinte la catafal trebuie să vorbesc frumos despre defunct. Dar să știți că el prin timpul vieții, nu vreau să spun alte mai multe, dar nu prea a trecut pe la biserică. Să fim sinceri. Și una zice, nici acum nu trecea dacă nu l-aduceam noi. Deci la sfârșit. Nici acum nu vedea. L-am adus noi. Uite, de la ce am plecat? În mormântarea, știu că e o scenă pe care Caragiale încă n-a surprins-o. Nu mi-aduc aminte. Propria mormântare? Nu a lui. A lui a fost cu cântec. Da. Dar l-am povestit cu întârzierea sicriului. Dar nu e vreo scenă de Caragiale de care să mi-aduc aminte cu un mormântare amuzantă. Acolo nu, era ipohondru, era ipohondru, da, să ferea. Da. Nu-i plăceau chestiile astea, chiar să zbârlea, să pare. Și ordinea la tine cum e? Între ei aveau loc, nu? Între Caragiale și Eminescu și l-ați băgat pe ăla în guvernul Petru Groza, nu? Da, pe Traian. Care săracul n-are nicio vină, că am înțeles că... El e mare botanist, scriitor. Președinte de academie sau ceva. Flora Palestinei. Da. Dar nu-i scriitor, adică nu-și... De ce l-au parcat acolo? Adică... E pentru că era fix regimul în deplinătatea opresiunii sale. Că e ciudățel așa un pic, adică despre morți numai de bine, n-avem ce să comentăm. Dar între Caragiale și Eminescu, lasă-i frate așa un pic. Oricum au făcut, dacă te uiți pe rândul ăla de la figura scriitorului, vezi că ei ar fi trebuit să fie mai aerisiți. Da. Că ordinea era Caragiale, Eminescu, Coșbuc. Corect. Ei erau. Restul sunt intercalați. Sadoveanu, bun, nu poți să spui că n-are ce căuta acolo, dar Sadoveanu este între Eminescu și Coșbuc. Ei, Sadoveanu putea să fie și la Parcul Carol, sus. La Bașca. Da, au zis că e scriitor, în primul rând, și atunci l-au trecut în coace. În jumate. Era mult mai frumos să rămână parcela aia. Cumva ai avea cei trei dumnezei din a doua jumătate a secolului XIX, Caragiale, Eminescu și Coșbuc. Corect și asta. Cel puțin Caragiale cu Eminescu sunt cumva cele două ipostaze ale literaturii la români. Eminescu e simțirea românească, lirismul din român, spiritualitatea românului și Caragiale este românul gol. Am uitat să te întreb, că ai zis la un moment dat când vorbeam pe stradă, mi-era frig și nu puteam... Era un frig, am înțepenit 4 grade, asta 4 ore afară. Era un frig, dar nu înțelegeam nici ce zici. Da. Ca să se înțeleagă că astea sunt făcute cu trudă. De pe, nu știu ce am întâlnit-o pe cela de la Vrancea. Tu ai voie să ai în casă cu cine te întâlnești pe acolo pe alei mergând? Noi secret de serviciu. Nu prea. Ah, ok. Nu, că la noi nu te mai acuză nimeni. Mergeam, am întâlnit-o pe cela de la Vrancea. Da. Ăsta chiar că e, da. Ăsta e, se crede... La noi nu mai face nimeni plângere dintre locatari.
L-am dat, știu că erau niște proteste prin primărie, ACC-ul este subordonat primăriei și mai protestau pe la alte direcții și eu am avut treabă în primărie în ziua aia, m-am dus cu niște hârtii și erau toți pe acolo, sunteți din, lucrați pentru primărie? Da, da, da. Doamne, ați văzut, la dumneavoastră nu e agitație? Nu, doamne, la noi e liniște, dar dumneavoastră de unde? Sunt la cimitire, doamne. Ce bună e asta. Eu, la mine e o liniște mormântală, chiar aș putea spune. La noi n-a ciripit nimeni nimica. Da. Râdem, glumim, dar n-incintă. Exact. Păi nu sări în gardul. În spiritul lui Nenea Iancu, cumva. Avea loc dinainte pregătit la Belu sau atunci când a... Nu. Aia era parcelă gândită pentru scriitori dedicată. Și acolo au fost înmormântați toți cei care nu-și făcuseră aranjamente funerare dinainte. Aha. El ar fi avut oricum loc și dacă nu i se oferea aia, pentru că tot deci avea un cavou pregătit, ceva. Da, el a fost prima dată parcat la Berlin. Da, dumnealui că nu, Nenea Iancu, iartă-mă, dumnealui că nu. A fost îngropat? Da, nu? Da, 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 în capela unor prieteni. Aha. Că știți cum e mortul. De ce s-au hotărât să-l... Păi au făcut ăștia gât, comitetul de nu știu care și au zis... Oricum intenția ar fi fost să-l aducă, dar n-au putut să procedeze imediat pentru că era doamna prea îndurerată, doamna Caragiale. N-ar fi răbdat să-l vadă și transportat în momentul ăla și au respectat durerea, au lăsat un pic să se calmeze și când s-a calmat, atunci s-au reluat tratat. Au pus pe tren. Da, s-au reluat tratativele. Care s-a dus colo, colo, colo până a ajuns... Numai bine că s-au reluat tratativele, că asta a mai avut doamna o decepție că nu-i mai găseau sicriul. Da, aici știi, s-ar putea să o forțăm ca să ne iasă materialul bun, dar el așa a fost dintotdeauna, adică eu, știi când îl vezi așa că oamenii să înțeleagă, când vedeai pe Eminescu, bă, el săracu chiar avea chipul ăsta de veșnic îndrăgostit, părul după urecul tare. La el, la dumnealui, că nu, nene, nu pe nene, nene, iartă-mă, nene, creangă, cu burta aia și când începea și zicea că mâncam, picau sarmalele pe mine, ciorba, aducea ăla urechi de nu știu ce, cu tare. Tot așa. Ăsta se vede, iartă-mă, nene, că-i bagabonțel. A, da. Și că nu putea să aibă o moarte altfel. Cinstit, acum nu ne dăm, știi, ca să ne... Fără aventuri, fără... N-avea cum. El are un glonț în cap, din 1944, în bustul care se află... Aia lămurește că e metaforic. Da. Când au atacat americanii, am pozuță că am fost acolo, când au atacat americanii, au un glonț rătăcit, i-a trecut prin pălăria lui nene. Cui putea să-i treacă într-un bust? Cui putea să... Mă, dar o simțiți pe asta, o jucați prin pălăria, adică, bă, nu i-a trecut în cap. A zis, bă, doar un pic să-ți dăm. Și i-a trecut așa. Și oamenii au zis, bă, o fi un semn, o fi ceva? Nu l-au, că venea unul cu o bucată, nu? Și acoperea. Și așa l-au lăsat. Și acum în curtea muzeului memorial Ion Luca Caragiale din Ploiești, este acest bust cu un glonț în cap. În sublim. Pălărie. Și de aici începe treaba, la durul la pălărie, la durul la bască, la durul de aici am un glonț în pălărie, am și așa mai departe. Dar de ce nu i s-a întâmplat asta lui Sadovean? De ce nu i s-a întâmplat asta lui, era să zic lui Rebreanu, dar pe Rebreanu l-au nimerit în altă parte. Acum că vorbim de contrastul dintre operă și autor. Sunt mulți scriitori români unde opera e una. Exact. Și autorul e cu totul altul. Dar la el se pupă. Se pupă într-un punct. La capitolul clarității nu se pupă. El în operă e clar lacrimă de stilul lui Caragiale, nu admite contradicții. El în viață a fost foarte contradictoriu și foarte temperamental. Adică avea ceva din, acum nu vreau să jignesc pe nimeni, nu cred, din domnul Dinescu, din exact ce zice. Băi, Damiene, după o... Deci nu este după o prietenie de o viață. Băi, Damiene, după o viață de prietenie, da? Da? Păi cam... ce da maestre? Că, băi, la, băi, Constantinescule! Știu eu, da? Cumva așa, da? În mare, ăsta era și Caragiale. Adică asta spunea, caracterizarea pe care o face Vlahuță e uneori bun ca pâinea caldă, alteori rău ca un câine de stână. Ma. După cum avea toanele... Da. Te trezeai, și făcea ca pășniță. Te trezeai, pentru că noi ce-am învățat Damian și domnul Sorin, ce-am învățat noi? Că el stă fin observator al societății, așa era în cartea de fin observator, îl și vedeai pe el stând acolo cu un pix, cu un ăla în mână și s-a uitat la ăla, e bețivul, pac, ăla e cu tare, ăla e... Nu e valabilă scena cu pixul. Omul avea o memorie de elefant. Da? Da. A, deci reținea fazele. La un moment dat, și... să băga adins în ceartă, în vorbă cu unii, ca să-i vadă pe aia cum reacționează, care-i comicul de limbaj. Ca să în operă, nu? Deci cum se ducea acasă, cum băiat, înșira... Cum băiat în frizerie s-a dus să-l tundă, ăla s-a apucat să-l tundă, a vorbit ceva și care a zis, bă, ai mâncat usturoi, bă. La care asta, am mâncat aseară pe baza faptului că până mâine va dispărea.
Și care așa... Și Caragiale s-a întors să-l taie. Ia zi, mă, cum ai zis? Pe baza... Ai zis, mă? Pe baza faptului. Și aia nu e trecută undeva. Pare undeva aia sau ceva. Aia e trecută în memoria lui. Da, da. Bun, sunt prieteni de-ai lui care spun o grămadă de chestii. Care a rămas una din glumele pentru care Caragiale a fost considerat porno, nu pornografic, dar cu umor de joasă speță. E cu cucoana care se împiedică în tren foarte grasă, dă un zgomot pe partea elaltă și râde mahalagiu că i s-a rupt gazometru. I-a oftat corpul. Corpul. Gazometru a rămas. Băi, gazometru. I-a crăpat gazometru. Stai, golănaș, golănaș. Nu poți să nu zice mai multe. Se pare dar că era... ar fi plecat de la o cucoană foarte grasă care a făcut călărie și a povestit lui Neneancu cum a căzut de pe cal. Dar zice, dar fiind eu voluptoasă, picai pe moale. Da, tot pe mine am picat. Nu cred că a dat-o calul jos, nu că a picat de pe cal. A zis calul, băi, gata. Băi, nu mai pot, gata, lasă-mă. Noi am mai vorbit cu aia, că ei făceau concurs cu Vlahuță și cu toți băieții care poate să facă pipi la punct fix. Și aia toți se chinuiau să tragă așa și el a venit cu un baston și făcea pe baston și a zis, n-am, mă, proștilor. Adică oamenii ăștia aveau și o școală a vieții în ei. Noi așa i-am receptat din păcate și acum e foarte greu să încerc să-l demitizez pe Eminescu. Știi că am mai vorbit, cum bă juca Eminescu fotbal sau un otapă? Ăla nu era cu floarea albastră, dădea părul după urechi și așa mai departe. Pentru că așa am învățat noi. Și e foarte greu când ai învățat 10, 15, 20 de ani, după aia să vine unul să spună, băi, el a notat. Cine mă și văd pe Eminescu la Bustu Gol făcând? Caragiale era oameni. Și are, nu mai știu dacă e fix în Nirvana, dar e un articol despre Eminescu, în care ia apărarea lui Eminescu vis-a-vis de faptul că și pe baza lui Eminescu, la Eminescu zvonurile sunt în mare parte neadevărate, ca aia cu sifilisul, cu toate minunile, dar zicând, s-au obișnuit cumva oamenii, dar vorbește pentru contemporani, nu vorbește pentru ăștia de acum 100 de ani, de 100 de ani noi. Zicând că geniile ar trebui să fie lipsite de orice fel de viciu omenesc. Băi, băiatule, ăla tot om e. Și ăla are și plăcirile și lui. Ăla și e mai om. Și slăbiciunile lui. Om. Nu e... Da, ca asta, că viciile sunt doar apanajul oamenilor obișnuiți. Că geniile nu trebuie să aibă niciun fel de... Nici poveste. Jim Morrison a zis pe unul care îl prind cu lumânări sau cu flori la mine. Toți aduceți o sticlă de whisky. Și acum a fost interzis acolo la pelerinaj că au zis ăia, bă, totuși e cimitir, frate. Ok, și-a dorit ăla ultima lui dorință a fost să vină cu o sticlă de whisky. Bă, dar e cimitir totuși, toți vin cu o sticlă de carmoniu, o lasă acolo și hai, noroc, ne agim. Bun, sunt convins că și Neneancu, eu în onoarea lui astăzi am zis că renunț la vin și am cerut bere la halbă. Pe mine că, m-a prins, da. Aici vin negru. Puteai să faci liniște, să zicem că ai bere neagră. Și corect, felul ăsta o rezolva mai simplu. Dar Johnny Răducanu, când a murit ăsta, Nichita Stănescu, zice că s-a dus acolo cu două pahare de vin și a zis, scoală brec, avem treabă. Da. Nu? Asta a fost declarația de dragoste, ca să zicem așa. Scoală brec, avem treabă. Johnny Răducanu cu două pahare de vin la Nichita Stănescu. Scoală brec, avem treabă. Băi, și dacă e un pic umflat. Dar nu e umflat, cu siguranță. E tot de la Caragiale se păstrează bilete cu versuri populare, nu-s vreo capodopera literaturii, dar nu se gândeau să fie așa și trimiteau bilețele când se vizitau. De exemplu, Caragiale merge la Iași, Petre Misir lucra la minister și, vine bilețel. Misiraș, sunt la Iași. După slujbă, vin la Cujbă. Alma tale, Caragiale. Băi, așa erau născuți, invitație frate. La băut, dar în rimă. Da, dar în primul rând, noi, că noi am luat-o cu sfârșitul, trebuia să o luăm. Cum să te naști în haimanale? Da, ești un pic predestinat atunci. Cum să te naști din haimanale? Adică, bă, te nășteai în Puchenii, Moșnenii, cu tare, știi? Adică, nu poți să te naști din haimanale. N-ai cum. Fără să devii... N-ai cum și să fii un om de rând. Pe bune? Adică haimanale era obligat ca să tu, ca cătun ce era acolo, să dea unul ca el. Normal. N-aveai cum. Haimanale e și predestinat numele vis-a-vis de neamul Caragiale, că s-au spus în teorii că e albanez, că e cu grec, că e cu cutare. E clar că vine asta, am lămurit-o cu domnul Sorin, că bunicul lui vine cu Caragea Vodă în Țara Românească. Acolo cu cine să mai leagă ei până alianță, că Brașov, că Cutare, că... Acolo vine numele Caragiale, iartă-mă. Caragiale? Caragea vine Caragiale? Sunt mai multe etimologii, nici una nu-i sigură. Prefixul cara în limba greacă înseamnă negru. Și atunci Caragiale poate să fie spin negru, poate să fie... Sunt mai multe chestii posibile. Nu s-a stabilit până astăzi de unde o fi venit, dar e clar că e balcanic, adică e din haimanale, din... Da, nu e un neamț, nu e un suedez. Nu. Era poreclit grecu. A, nu neapărat de origine etnică. Când face poza aia, când face poza aia stând jos acolo... Acolo e în costum de arnăut. Deci acolo singur, la Berlin, se îmbracă cu ciorap de lână de-aia trași până la genunchi. Ce Caterinca avea el. Și cu ilic pe el, cu cutare, dar îi plăcea. El în casă să stea foarte comod. Pleca gătit afară, dar în casă îi plăcea să stea relaxat.
și avea obiceiuri orientale în el. Avea din plin, adică era omul cu... Îi plăceau parastasele. Când a primit, auzi. Când a primit moștenirea mumuloaiei, el făcea, de fapt, el făcea chefuri din astea până la ziua. La un moment dat s-au păstrat însemnări de meniu, leșini, 18 aperitive, 16 baterii de vin. Pentru câte persoane? Puțini, erau 3-4. Jucători, deci. Erau 3-4. Asta n-am știut și latura de ținut până la Champions League. Ținut până la ziua și ziua cum se drege, cum se dregeau. 5 coniacuri, 6 marghilomane, 3 cafele turce. Asta era dimineață. Deci după ce își reveneau din chef, băieții ăștia când așa îi strângea casca. Așa se drăgeau, da. Și el spunea astea că-s praznicile momuloaie. Comanda mâncare, băutură bună. Ce baga bun, ce-am Dumnezeu să te ierte, momuloaie. Să fie de sufletul. Ce să zici la treaba asta? Mea. Eu cum am zis, Neiancule, Dumnezeu să te ierte, corect? Normal. Că s-a, deci, s-a încălzit atmosfera aici înainte de a da drumul la... Ăia poftiți prima oară la un asemenea praznic, pe urmă n-au mai ratat nimic. Deci când au văzut ce însemna parastaz la Caragiale, după aia sau mai moare care va, ei aveau și ficatul mai tare, că ai mai zis și tu, am mai citit și noi ei. Erau că... și mai natural, mamă, zic să nu ne grăbim cu ficatul mai tare. Și cu tot felul de prostii și cu tot felul de chimicare. Adică când citești pe Diuma, de exemplu, și ăla ce clapon muiat în grăsime, nu mă iebur, mă. Hormon, da, da. Da, dar tu știi. Aia cu ficatul tare, nu știu cât stă în picioare, că e Caragiale mor la 60, Vlahuța la 60, Barbu de la Vrancea la 59. Deci da, nu le-a ieșit. N-au fost longevivi. Păi, dar ce consumau? Nu, dar mai, cred că mai ales stilul de viață i-a pus jos. Pentru păi că erau oameni care... Pierdute, da. Fiecare noapte, chef. Și chefuri din astea la 50 de ani. Adică băieții n-au 30 când sunt relatările astea. Ei sunt oameni serioși, cu copii acasă, cu tare. Și vin dimineața, îi așteaptă aia la, din casă, sunt la micul dejun și ăștia vin de la cheful de aseară. Ți-am citit ție în podcast scrisoarea despre cheful cu Barbu de la Vrancea. Asta când vin băieții fierți, ținându-se unii de alții de braț și trântindu-se care mai de care grămadă. La 7 dimineața. Da. Deci și aici toată care... stima pentru ei. Bun. E... Tu reziști, acum eu nu mai rezist la vârsta mea să stau dimineața, două zile sunt mort, două zile nu mai și ei plecau de aici în altă parte, ce aha, bă, cât am stat aici, că am stat destul, hai să plecăm, că s-a ternat aici, bă, s-a muiat cheful aici. Știu eu una și plecau. Nu e, da, întotdeauna nu e o măsură bună să iei ad literam opera literară, să zici că e scriitorul, dar la Caragiale transpiră niște obiceiuri personale în operă garantat. Și sunt exact relatările lui cu să întâlnesc doi amici și hai să mergem la Cosman. Acum hai la Lazar. Și pe ăla pe care l-au mai... Da, nu? Și pe ăla de nu l-am mai văzut un an de zile și că să găsesc cu el, cu Mache, Tache, Iache... Bă, e adevărat că e și un București unde, culmea, e mai multă distracție decât e în Bucureștiul de azi. E un București unde locarurile stau deschise peste noapte. Hai, unde, dă-le tu idei. Unde știau băieții unde să meargă dimineața să se dreagă, unde găsești astăzi la 8 dimineața ciorbă de burtă? Uite o idee genială de deschis, da, un, nu? Idee de afacere, da. Uite, da, vezi, dă-le idei. Nu vreau să dau nume, știu că era unul celebru în regie, nu știu dacă mai funcționează. Șorleiu? Nu. Șorleiu și pui de urs? Nu. Pui de urs? Pui de urs și Șorleiu. Dar în general în București s-a dus meus omle ciorba de burtă d'antan. Eu nu mă pot compara cu Caragiale, nici n-am fost vreun mare petrecăre, dar mi-a plăcut și mie cheful. Pe mine că am mai auzit și noi, da. Dar pe mine ceea ce mă frustra maxim și s-a accentuat de la pandemie încoace este că n-ai unde să-ți petreci noaptea. Dacă nu ești cu bubuială, cu club... Băi, vă roagă Damian, uite-te în cameră și roagă-i. Deschideți și voi restaurantul. Deschideți, mă, să-și vrea și un restaurant unde să stau la chef cu prietenii la 3 dimineața, fără să bubuie. Perfect, muzica, fără să bubuie și după aia te duci să te drezi mai departe, exact. Și deschidești o ciorbărie la 8. Dacă s-ar putea asta un loc unde la dejun să nu avem numai cornulețe, croasantulețe, patiserie, chișe, Lorraine... O idee de afacere? Îi da și lui, da și... Ei, dați un 10% omului. E o patiserie foarte bună, sunt foarte drăguți oameni, dar coq, monsieur, da, quiche lorraine, da. Doamne, o ciorbă n-ai, exact. Sunt deshidratat, faci, uită-te la mine. Îl faci dimineață, că nu trece cu croasantul. Da, nu-mi dai quiche cu sparanghel, hai dă un col de treabă. Așa e, micu Paris, da. Nu, băieții aveau dimineața o schembea, o ciorbă de burtă turcească, o tuzlama, care era forma mai groasă. Cătolește-te. Așa. Hai să analizăm operarea. Vorbeam cu domnul Sorin cu la lăptăria Flora de pe Chiselef. Cam în diagonală de la Casa Doina. E rasă, da. Tot. Acolo cu șampanie la butucalului. Deci acolo erau chelneri specializați, vedeau că vine birja.
din oraș cu petrecăreți, era dimineață. Și băieții ieșeau cu tăvile cu șervetul pe ele. Pa, că i-a luat în goana calului, nu frânau. Da, nu frânau. Era drive, nu s-a pus în numea. Da. Drive-in, era drive-in. E drive thru. Roha drive. Da. Să mă atolea și calul și aia, cred că. Și ăsta era stilul de viață. Și când s-a apucat de un chef, îl țineau 3 zile. A, uite, foarte interesant, programul de lucru la Teatrul Național, cât e director. Se mula pe cum avea dumnealui programul. Nu, să știi că a fost foarte riguros și strict. Deci un caragiale care nu acceptă întârzieri de 5 minute, totul să începe la fix, să fac repetițiile cu directorul în sală. Adică stă caragiale pur și simplu așa în sală, să uită la de acum joci. Joacă. Hai joacă. Bun asta. Că omul avea reputație din timpul vieții, adică nu e caragiale, cum ne imaginăm noi astăzi, cam așa le vedeau și aia de atunci. Doar că pauza era de 3 ore. Între cine? Deci făceau repetiție și după aia pauza lor de masă ținea 3 ore. Păi de ce oare? Că era masă. Bine, mă. Că era masă. Da. Și aveau și Gambrinusul alături. El se ducea în șlap, se ducea. Fialkovski, Hug. Aoleu, da. În 10 faci, metri pătrați. Da, a făcut-o, că acum ați să dăm Hug e continentalul. Nu, ăla e Broft. Ăla e Broft? Hug nu e firma astăzi, este după pasajul englez, este clădirea mai mică albă. Am gata, filmat-o acum. Gata. Ăla e Hug. Meritul al meu, al domnului Dan Roșca. Domnul Dan Roșca are carte București lui Caragiale. Da, unde descrie acolo. Îți face diagramă frumos cu locația Teatrului Național. Și Teatrul Național 10 metri stânga, 10 metri dreapta, față, spate. Nu, ești încercuit, da? Sunt numai cârciu. Deci e cârciu, mă, e un Waze. E cârciu, mă, și în spatele teatrului. E oriunde ieși din teatru, dar n-ai avea scăpare. Poate te lege la ochi. Asta vreau să zic, trebuie să înțelegem și pe oamenii ăștia unde să duc. Dacă n-avea o bibliotecă, n-avea o... Să treacă, unde? Adică... Dacă nu era Cărturești pe vremea aia, eu să ducă. Și am avut ocazia că tot așa înghețasem și eu și domnul Sorin pe drum și nu mai puteam să dezvoltăm. L-am căutat jumătate de an pentru că am vrut să este una dintre creațiile lui Caragiale, Ian Cubrezeanu. Da. Ian Cubrezeanu e dumnezeul comediei în interbelic și el, exact ca nenea Ian cu chefliu, dar ăsta e chefliu de calibru maxim. Că, amintirile lui se cheamă amintiri, puncte, puncte, vinurile mele. Ăla-i titlul. Deci nu gândurile sau... Nu, vinurile mele. Omul povestește de bețit o săptămână. Cam am plecat luni și ne-am întors vineri. Cu birja din ăla în ăla, din cutare în cutare. Domnul Cornel Pumnea, comentatorul, a plecat să umple sifoane pe 28 decembrie, s-a întors pe 3 ianuarie. L-au căutat la toate spitalele din România. Și a venit cu sifoanele, a zis, a fost să umplu sifoane. Cam bancul ăla, 5 zile și a trecut o minge de foc și a mai trecut o minge de... Băi, bună, unde ai fost? Zice, pe balcon să fumez o țigară. 3 zile? 3 zile! Și a trecut o minge de foc și încă o minge de foc, încă o minge de foc. Da, și Ian Cubrezeanu are chestii de-astea în amintirile lui. La un dat că ieșim afară viscolo, parcă era toamnă când intrasem. Mamă! Da, adică dintre astea, acolo am aflat și care e faza reală cu Marghilomana. Eu am citat în periplul nostru pe Calea Victoriei, scena aia, eu am crezut că e vorba de Moruzi, de Cneazu. Că la mare chefliu sunt contemporan toți. Deci ce lume era atunci dacă prefectul... Da, vă rog. Costi, ții-vă, te rog, la băieția să mai ducă. Dacă prefectul poliției are reputație de chef... Un vin fiert și o bere. De chefliu de calibru greu. Și există scena aia care e desprinsă din Caragiale, propriu zis, când pe terasă la Capșa, la 7:30 dimineața, un chefliu de ăsta suflă în cafeaua normală, să răcească mai repede că trebuie să plece la slujbă și trece Ian Cubrezeanu pe drum și îi strigă: Cneazule, nu mai sufla în cafeaua aia, că o faci marghilomană, adică o faci cafea cu tărie. Acum, citind după Ian Cubrezeanu, mi-am dat seama că nu este Moruzi, de fapt, este Zizi Cantacuzino grănicerul. Legionarul. Ce personaj a fost ăsta, amantul reginei Maria, după aia personalitatea de față a partidului a gărzii de fier. Și chefliu cu Ian Cubrezeanu de asta, zice că ne-am... Îți dai seama că l-a chemat pe ăla la podcast și avea să-ți povestească? Ferească, el era cu cine era? Cu Moțu, cu Papanace? Moțu, Papanace, Costantaculă, Grănicerul, da. Așa, dar nu, el e deja bătrân, el fondează Partidul Totul Pentru Țară, care e interfața gărzii de fier. Da. El, din fericire, pentru el moare în 38 și n-apucă Moța, toate... Moța, nu Moțu, Moța. Moța și Papa. Marin. Moța, Marin, Papanace.
Nu mi-a vrut. Grăricerul, din fericire, moare în 38 și nu e implicat în marile violențe ale legionarilor, dar dacă ar fi trăit, ar fi fost. Știu când să ducă. Să fim cinstiți. Dar în tinerețea lui asta se întâlnește cu Iacu Brezeanu, deci ăștia dau pur și simplu piept în piept pe stradă, se iau de umăr la băut și a doua zi dimineață sunt pe terasă la Capșa, și scrie păi, Brezeanu. Ardea la 7 dimineața, strângă cafele, dura instalația rău. Noapte cu viscol, sculat cârciumarul din pat. Deci ăștia au bătut în ușa că, bă, noi avem... Ne arde, ești nebun, da. Ce dracu mă ții? Uite mă, deci vezi că spre lumea erau închise? Da. Și asta, zice, dimineața Zizi tot suflă în cafea. Nu mai suflam în cafea aia, că o faci marghilomană. N-avea cum să scrie dacă ar fi fost cu mințel și la 8 în pat din nu, seara. Garantat. De nicio culoare. Și să plimbe cățelul prin parc. Nu ieșea. Nu, cățeii chiar nu-i plăceau. Nu-i plăceau. Nu. Are mai multe relatări dintre astea în care arată clar care avea... Bubico, nu? Da. Bubico a rămas de... Încă e coada. Madame încă e coada. Da, exact. Și apare din aia. În urma deselor sesizări, emisia a fost întreruptă. Hai și uite, ca să-ți servesc una la Filucea, nu-i plăcea sportul. Da, deloc. O și scrie într-o corespondență. Zice, domne, nu e că n-aș practica, dar știu că n-am talent și nu-mi trec măsura. Apropo de asta cu miră și cu asta, e una care nu poate fi crezută, dar s-a petrecut la Europa FM. Oamenii aveau un soft care, în momentul în care se întâmpla să fie 10 secunde de tăcere pe post, intra automat muzică. Că însemna că s-a întâmplat ceva. A murit ăla de vorbea cu tare și așa mai departe. Și a venit domnul Iohannis. Și când a zis, eu privesc cu... muzică! A intrat muzică, nu e Caterinca, nu e Bășcălie, vă rog să verificați pe net. Înseamnă că a intrat muzică. Și a intrat muzică. Că a zis, bă, a căzut ăla care vorbește, s-a întâmplat ceva. Sunt total vreo minut jumate și 4 albume de live, din concert au fost. Așa că astea cu... În schimb, cu Nenea Iancu e o fază foarte drăguță vis-a-vis de sporturi. A încercat să pară odată alpinism. Cine? Avea un prieten al ce Urechea, care stătea pe la Sinaia. Urechea? Și la Urechea. Da, e din familia, e rudă cu Vea Urechea, cu unul din primii noștri mari istorici. Care e trecut sus pe frontispiciul la Ateneu. Da, dar n-are statuie, nu nimic. Da. Este omul care ne-a pus la dispoziție fondurile de documente pentru prima oară. Istoria școalelor, arhivele României, altul de care nu se vorbește niciodată. Cu nimic. Noi am reținut Iorga Xenopol foarte bine că i-a reținut și pe aia, dar pe aia din urmă nu i-a reținut. Da. Bun prieten cu Caragiale, ca asta, golănaș, dar ce fel de golănaș era oia. Ei erau golănași cu niște biblioteci în cap, care stăteau la mese. Și la un moment dat, într-un sejur la Sinaia, ăștia au o discuție și ăsta îl convinge, hai mă și tu pe munte. Caragiale îi plăceau peisajele. Să vă cu piolet pe Caragiale, cu coardă. Nu-i de piolet, e drumeție. Cu toiagul în mână, dar la un moment dat... Nu știu pe ce traseu, nimeresc într-o vale prăpăstioasă. Era drum, nu trebuia să te agăți de ceva, doar că era prăpăstia foarte în panta, foarte abruptă. Și lui Caragiale a venit amețeală, s-a întins pe jos și n-a mai putut să-l urnesc, ci a trebuit să cobor până în Sinaia să-i urc cu coniac să-și revină. N-au găsit un câine cu din aia la gât. După care zice, l-am legat la ochi și l-am coborât ca pe urs. Coane, stai un pic că mă duc după ajutoare jos. Și ăla a zis, un litru să fie. Dar cum e asta? Adu un ajutor de 750. Îl lași până la iarbă pe munte, te cobori, vii cu coniacul înapoi ca San Bernardo. O mută pe iarbă. Și după care legi la ochi și așa. Era ipohondru, despre asta e limpede. Dar aveau ținută de asta de munte cum avem noi acum sau era tot cu haine de astea? Ar fi avut o ținută care ar fi semănat cu țapinarii de astăzi, cel mai probabil. Ceva care bătea spre tirolez așa. Cu formația aia care cântă țapinarii? Nu, cu țapinarii în adevăratul sens al cuvântului. Da. Da, probabil cu niște șosete trase până era pe... Era la Rio, nu era la Rio? Da, e ola la Rio. Nu? Cam este ieri când trebuie să fiu fost. Ca să vezi cât respect are Damian pentru Nea Neancu să lua bere, că el e băutor de vin. Corect, eu nu. Nea Neancu le iartă-mă în cont. Da, dar în memoria lui Nea Neancu... Da. Iartă-mă, Nea Neancule, că eu scu apă cu întuneric. Te rog să mă iert să nu îmi umbli în buzunare sau ceva aici. Nea Neancu avea un cult al berii. Deci, într-adevăr, e la el, în casă la Berlin, era o cameră specială pentru bere cu temperatură constantă. Dar avea butoaie de alea sau avea... Cel mai probabil poloboace mai mititele așa, în care își ținea... A dus-o și el rău, sărac. Da. A dus-o greu. Îți povestea de consumație cu barbul de la Vrancea la prânz, 7 litri.
la prânz. Aia e masa de prânz. Și ăla părea băiat ok. De la Vrancea. Barbă. Până la, avea timp să mă organizeze și Bucureștiul să tragă trei stări drepte. La Barbu Ștefănescu nu era spectaculos. La Barbu Ștefănescu nu prea avem poze întregi. Barbu era un om zdravăn. Adică e un cap și peste Caragiale, dacă îl pui în picioare. Da. Barbu era un om masiv. Dar Nentu era mai cichitin, așa mai... Nentu era felin, culmea. Deci cine îl descrie, ce are mers de pisică, are pasul foarte ușor, mâini mici pe delicat. Delicare, delicat, dacă le prindea... Da, nu, fața la el impresiona. Nimic, nici pe partea asta. Fața la el impresiona întotdeauna, că era o față care își schimba permanent mimica. Deci era literalmente mimetic, nu... Nu întâlneai aceeași expresie de două ori, se transpunea în roluri. Adică îl citeai. Deloc, nicio treabă, era... Păi tocmai aia zici, da. Era unul dintre chipurile cele mai mobile pe care l-au întâlnit toți din vremea respectivă. Probabil pe criteriul ăsta s-au putut simpatiza, asta vorbeam și cu domnul Sorin în tur, că Barbu de la Vrancea e tot un temperament vulcanic, adică ăștia doi suna bătaie în secunda 2. Doar că probabil se respectau la nivelul talentului, chiar dacă erau firii da. Diferite. Zicea ca Manele, fă-ți mă talentul. Cumva așa, cumva așa. Fă-ți talentul. Bine, omul și la bară când se ducea frumos și dita mai avocatul și adică... Dar la Barbu Ștefănescu veneau oameni știi? Când pleda el ca avocat doar să-l asculte. Oamenii exact, n-aveau treabă cu procesul pledoarie, ăla. Da. Stăteau da. Să asculte cum vorbește exact. Domnul Barbu. Și am zis-o în podcast-ul cu tine, dar asta merită individualizată. Barbu Ștefănescu a avut o demonstrație, ăștia de la conservatori în care era și el, scuze, la liberali au făcut-o, e de asturz acolo, a trecut între partide. Și au trecut prin fața palatului, aveau interzis să treacă prin fața palatului, îi pretindeau că se duc la mormântul Lucia Rosetti, la Belu. Și drumul nu trecea prin fața palatului, ca să te duci direct acolo. Dar au vrut să facă demonstrație la rege. Și li s-a pus... cordon de soldați în față cu baionetele aplecate. Ăștia din manifestație, băi, ce facem, încotro o luăm, ăia din spate au început să împingă ăștia din față să tot apropiau de baionete. Baionete de asturza care n-a fost vreun om cu prezență de spirit la chestiile astea, nu știe să reacționeze, dar Barbul dă la o parte, vine în fața soldaților și strigă o dată tare: "Trăiască armata română!" Moment în care aia cu baionetele, bă, ăsta ne-a zis să trăim, noi ce facem aici? Și au săltat băieții baionetele și au lăsat să treacă. Adică un om cu multă... Corect. Altceva. Prezență de spirit. Eu mă gândeam, cei care au apucat-o, nu vorbim de domnul Dan Grigore sau nu, de cei care după 90, picul ăla de anișori, anișorul de fapt, au avut norocul să o cunoască pe doamna Cela. Păi, tăticule, să-ți povestească cineva care l-a cunoscut ca lumea pe Caragiale. Nu venim cu cărți cu care a rămas. Nu, cineva care fără adică, să... Dar nu sunt înregistrări. Ba da. Sunt, nu? Ba da, sunt câteva înregistrări. Dar asta, din fericire, domnul Dan Grigore încă trăiește. El povestește la a doua mână. Da. Adică ar fi frumos să-l avem într-o emisiune. E cum sunt eu, știi? Cum zice, sunt vegan de mâna a doua. Cum zice să fii vegan? Păi zice, porcul ce mănâncă? Păi grăunți, ai văzut? Just. Sunt vegan second hand. Cum adică că tu mănânci numai carne? Da, dar porcul? Păi porcul mănâncă, n-are, te pup. Da, ce bine ar fi cu domnul Grigore. Câți ani are? Spre 80 da. Ar trebui să aibă. Și ții minte când a adus-o, știi că am vorbit noi și a adus-o la domnul Iosif Sava. Și noi ne uitam după revoluție. Am zis, bă, să-mi poți vorbească, mă, și să înțelegem ceva. O, domnul care... Nu, cum vorbea domnul Sava. Ce, mă, cine-i cu cel? Bă, celălalt de la Vrancea, frate. Și cânta la pian. Da, 101. Da, da. 101 avea, nu? 101 și dădea la a pian. A până la 103. Ia auzi. E născut în 1887 și a murit în 1991. Când a murit Caragiale avea 25 de ani și era în casă. Am mai discutat Caragiale. Noi că ar putea să fi fost și în cameră. Aia nu, punându-le cap la cap, dar n-ai cum în casă cu familia lui, cu nevasta și cu copiii. Cine suntem noi, Damiene, să judecăm Everest? Nu, dar nici ea n-a spus. Adică, bun, pentru audiențele, dar asta eu aș infirma-o, eu nu cred. Cum ar fi în cancanul de azi? Nu o să-ți vină să crezi ce a făcut cela de la Vrancea, marelui Caragiale. Nu? Un ceai. Întrebarea da. La interviu. Exact. După 90, l-a spus, bă, Caragiale, e extraordinar de bine, Și cum l-ați cunoscut? Foarte bine!
Da. Cela de la Vrancea avea niște chestii de-astea pisicoase. I-a lăsat de multe ori codițe să se interpreteze. 25 de primăveri, dar da, gata, nu, că mă lovește nimeni. Nu, dar cred că îl zvânt... Exact, ca păscăreci. Altă chestie, l-ar fi zvântat barbu. Da, că îi zice că ți-o dau în grijă. Da. Îi scrie în scrisorică. Iancule, ți-o dau în grijă și nu știu. Plus că sentimentele trebuie să fie mai degrabă paterne. Mai ales că el... Cela de la Vrancea povestește când a fost bolnavă de scarlatină și a zăcut la pat, nu puteau să apropie de aia că era contagioasă, dar îl vedea pe Iancu Caragiale în fiecare dimineață în geamul de la ușă când stătea și plângea. Și era fetiță, adolescentă. Iartă-ne, nenea. Nu cred. Nu înseamnă că n-a avut viață bună și la capitolul ăsta, dar se pare că... Și deschidem un nou capitol. Un nou capitol? Da, mai și gros. Acum, dacă stăți de gândit, s-ar putea să fim murit de ABC de nenea acum. Da, fericit. Da, bucuros. Adică a murit până cu zâmbetul. Până la urmă știți despre cine e vorba. E unul celebru, se pare că e la Belu, trebuie să-l găsesc. Îl cheamă Anastase, nu mai știu cum, de familie, Tăsică Birjar. Mai bine să găsească el pe tine. Da. Tăsică Birjar îl cheamă, e porecla lui. A fost un bogătan din Giurgiu. Un bogătan din Giurgiu care a fost mare crai, unul de ăsta fercheș, frumos, cu dare de mână, și la el se presupune că ar fi murit la amantă la 68 de ani. Bunicule, lua bătut... Viagra ca pe Skittles, ca pe M&M o lua. În anii 50 Viagra sigur nu era, nu știu dacă era substitut. Dar este președintele Franței care a murit din sex oral. Unul din președinții Franței, la 100 și de ani, pe la 1900, încoace, fundul pe birou, dar îl găsim, este, cum îl cheamă, îmi scapă numele. Și zice să ai soarta lui, cu dumnealui fundul pe birou, secretara s-a ocupat de dumnealui mort. Deci un fel de predecesor al lui Clinton. Da, exact. Ia uite, nu, că nu știi, că tehnic noi nu lăsăm așa. Tehnic e mai spectaculos. Așa. El a scăpat de proces. Nu, frant president și cum să-i dăm, care a murit bucuros, nu? Da. Bine, e scenă exact în romanul lui Mateu Caragiale, în Craii de curte veche, Pașadia. Felix Faure, Faure. For, da. Felix Faure. Aș tu să scrie clanță în franceză. Devea găsit imediat, bă, de unde dracu știi, da? 1899 a fost, din 1895 până în 89 și a murit. Deci în timpul lui Neneancu. Da. Mai băiatul. Este practicat. Uite, da. Seamănă un pic cu mustață. Cu mustață. Departe. S-a șutit. Iar asta în e. Romanul Craii de curte veche al băiatului al lui Mateiu, Pașadia, da, moare de la sex oral. Doamne, nu pot să zic, doamne, nu. Death. Uite. Da, când s-a aflat în Palatul Elisei, nu se pupă că-i cu martori. Deci el se retrage în cameră să lucreze și a doua zi dimineața e găsit scurs pe pat. Man, nu știi cum să o caracterizez pe asta. La ce tip de moarte o bagi? Aveți ce? Lasă, da, bucurie cu bucuros. Da. Că moartea ar trebui să fie neagră. Știi că există teoria aia cred că Marin Sorescu are o treabă dintre asta, că dacă ar fi să-mi trăiesc viața invers, viața mi se termina într-un orgasm. Benjamin Button. E filmul. The Curious Case, dar nu, e mai înainte. Da. Ca asta, dacă ar fi să o iau de la bătrânețe înapoi, dar cum de fapt, ideea asta, momentul final al vieții mele mergând spre... 30 ceva să scrii o carte cu domnule, să începem cu tine, Boșoroc, și mori într-un orgasm. Normal, da, cum da, să ai ideea asta în 30 și ceva? Bă, acum, da, cu inteligența artificială, ia bagă-mă ce mie ceva ce nu s-a mai scris. Bine, și ceea ce eu cred că de acolo e sursa de inspirație și nu-mi place că nu se dau note. E melodia acum super celebră, Opris planeta, vreau să cobor. Puia și cu... Ăla Iona, de Marin Sorescu. Da, da. Băi, prieten, au zis cineva că e luată din Iona? Nu. Adică nu noi facem niște căciul de bani pe cuvintele altora? Dar erau aceleași versuri, exact. Opris planeta, vreau să vreau cobor. Să cobor. La prima, zicea. Da, uite, tu de ce vezi numai partea rea pesimistă? Vezi partea optimistă că Puia și Coia au pus mâna pe Marin Sorescu. Da, ar fi frumos. Ca să le dea Opris planeta, vreau să cobor, trebuia să-l... Cum a zis Neimienei, să-l țină Dumnezeu sănătos, a zis, Neimi, dumneavoastră cum v-ați căsătorit cu doamna Vasilica Tastaman? Adică, bă, un fotbalist care dea cu piciorul într-o bășică, una de era dorită de 3/4 de populația României. Și a zis, dragul meu, ca să te căsătorești cu cineva de la teatru, trebuia să treci pe la teatru. Unde făceai cunoștință cu dumneai? Normal. Unde? Că metrou nu exista atunci. A zis, ca să așa, așa și oamenii ăștia, știi, băi, au pus mâna pe să fie sănătoși, da. Cum ar fi să scrie versuri, două puncte, Marin Sorescu? Așa ar fi corect. Da, băi, poate versurile stau doar bucata aia. Doar bucata aia. N-am reținut oricum altceva, mie mi-au sărit în urechi
cum discutam în primul podcast cu tine, aia de bărbații îți vor spune multe că te iubești și cum și cât, vor spune mai frumos ca mine, dar nu te vor iubi atât de mult. Monica cu Papa Junior. Da. Anii 2000 și un pic. Da. Versuri de Cincinat Paverescu, dar alea luate ca lup. Cincinat e la cochelăra și e așa? Da, are la un dat și monoclu. Este unul dintre oamenii care îl căinează pe Caragiale. Cum să te cheme, mă, Cincinat? E o perioadă. Dar cum să-ți dea naștul numele Cincinat? Știi cum îi chemă-l ăsta micu? Nu știu, de la Cincinnati. Nu, Cincinatus, nu. E un dictator, e un dictator din Republica Romană. Aha, ok. Sunt nume clasice. În Ardeal există preponderență. Nu e Ardelean asta. Dar în Ardeal există preponderență, domeniul ăsta. Horațiu, da, mai ales în perioada ca să nu-i maghiarizeze. Da. Pentru că sub Austro-Ungaria nu. Dacă era Ion, te făcea Ianoș. Erau numai August Treboniu și numai toate astea. Dacă erai Ștefan, te făcea Ișvan. Da. Și atunci astea la Augustus era mai greu să te facă Augustin. Da, cam despre asta a fost vorba. Dar uite, fii atent că Cincinat a avut o chestie foarte mișto cu numele lui. I-a făcut unul și ce epigramă, n-am reținut-o pe aia. Zice, împerechezi rima rahat ca să-l jignezi pe Cincinat. Ca să-ți arăt că nu-mi pierzi stima, eu îți ofer să-ți mănânci rima. Da, că ți-am zis-o cu rima să mă... Da. Și la un moment dat între Păstorel Teodoreanu și Topârceanu, mi se pare un schimb de replici la Capșa. Și la un moment dat Topârceanu își cere scuze, și tot în rimă, la care Păstorel Teodoreanu, epigrama nu e scula care o să șteargă crima după ce că scrii cu sula. Vrei să regulezi cu rima? Ce să învețăm, Damiane, copiii ăștia de la tine? Normal. Toate tâmpenile astea. Să învețe... Da, ce profesor te numai tâmpeni prostile? Da. Să învețe exact faptul că ăștia erau niște băieți foarte de viață care știau să și râdă, dar nu erau numai în hăhăială. Deci nu, nici cum ți-i dă manualul niște scorțoși care și societatea, o viață întreagă au stat așa la masă și... Da. I-a ajutat și societatea, că ei de când stăm noi aici de o oră jumate, ei scriau două piese. Ce comandă, mici? Dacă sunt greu să fie, să ne vină rău. Dacă suntem cu stimabilul la masă... Da, să ne vină rău, domnul Sorin, adică nu pe light. Să plecăm să le ia cu pătura. Nu. Știți că domn Sorin a zis ce faci mai trecut pe sushi, m-am speriat de rea să mor de inimă. Zic, cine eu, mai vorbesc cu cineva? Zic, nu, niciodată. Mă cer, revine domnul Sorin, îmi iau un pic rolul de podcast cu Dichis de moderator. Ție, Caragiale, cum ți-a intrat prima oară în vizor? Eu am luat premiul întâi la Cântarea României, Faza pe țară, când aveam clasa a treia, deci 9 ani, cu Marius Chicoș Rostogan, onorat auditoriu, binevoiți doar să ascultați un moment, despre aplicațiunea metodei intuitive, prin care voi preda acestor un pedagog de școală nouă. A venit tata acasă, care n-avea... Ok, lucra în presă la revista, la asta, la Armatei, la emisiunea Armatei, dar n-avea valențe de critic de ceva. Și a zis, bă, fii atent, tu pentru că ești așa mai purecitatul cu astea, hai să facem o chestie. Zice, toată lumea recită cu Ceaușescu și cu astea. Nu vrei să înveți Caragiale? Clasa 3-a, 9 ani. Ce să învăț? Și am învățat-o pe asta, ca papagalul la 9 ani. Și după aia când am văzut că ea rădeau în sală de să pișeau pe ei, bă, Caragiale, asta înseamnă că a în fost ceva, știi? Aici ai unul din talentele lui Caragiale. Caragiale era capabil să imite voci. Scotea armeanul, scotea turcul, da, scotea evreul, da, scotea bâlbâitul. Dar vezi, noi avem handicapul ăsta cu care pornim noi spre deosebire de... Acum e paradoxal vorba lui Divertis. Copiii din ziua de astăzi nu sunt obligați să învețe astea pe care le-au învățat noi, șabloanele astea. Ăla era așa, fiind observator, ăla era un bolnav de sifilis, ăla și așa mai departe și așa mai departe. Și spuneam că cei din ziua de astăzi, ei nu au, e paradoxal, au posibilitatea să-l recepționeze, să-l recepteze pe Caragiale așa cum îl prezint, nu cum îl prezentăm noi, că nu e obligatoriu, dar într-un tot, bă, uite, el era și omul Caragiale și așa mai departe, și nu-l citesc. Spre deosebire de noi cărora ne-a fost impus șablonul ăsta, fiind observator al ce, pac, înveți aia și aia, și atât. Nu știai tu de Caragiale mai multe. Te-ar fi ajutat cu siguranță să știi despre el că era tipul ăsta de om și era jovial. Uite, de exemplu, dacă vrei să vezi tipar de relație abuzivă tras la dungă, citești Chirianule. Când se întrupează dracu, se duce aghiuță pe pământ, da, să faci om și găsești o femeie a naibii. Bun, tiparul poate să meargă și reciproc. Azi e ziua când faci toate lucrurile pe dos, că nu ți-o om sucit. Da. Chiar astăzi este ziua. Serios? Da, astăzi este ziua când, știi? Și mă gândeam, zic, când îți explică tiparul că putea să rabde cu chilul și de la o picătură îi se punea pata.
Că asta, da. Meri intra la stăpân, cum era moda atunci, stăpânul bate la un moment dat că a scăpat coș pe Calea Victoriei, ăsta rabdă, nu zice nimic. Și când... A doua oară întârzie nu știu ce, îl trage de urechi, să-i dă o palmă peste urechi și de la ureche nu mai poate și pleacă. Și îl găsește? Nu, pe el îl găsește răsucit în sicriu? Da, și în sicriu îl găsesc. Aia, cu nevasta rabdă că îl înșeală, rabdă că îl boscorodește, într-o zi aduce un crap acasă și să-l facă diseară cu stafide și nu mai știu ce. Cu gutui. Cu gutui. Ce rețetă. Așa. Și asta uită să facă peștere. Și de la pește stă bagă divorț. Adică din nimicuri. Cănuță om sucit. Aia, putea să rabde cu cana și să umplea de la picătură. Dar găsești atâtea tipologii în ceea ce scrie Caragiale și atâta psihologie, de fapt, în definitiv. Că despre asta e vorba. Eu cred că l-a ajutat foarte mult contactul ăsta permanent cu grămadă de oameni de la diverse clase sociale. Exact ca Mimi Brănescu în Las Fierbinți. Că tu când te uiți acum, analizând la începuturile lui Las Fierbinți, omul s-a dus și a stat 2-3 luni acolo. Și i-a venit după aia curs, ca Niagara i-a venit. Nu s-a scremut. Păi erai documentat. Atât. La Fierbinți, erai documentat la film artistic. Nu s-a scremut, bă, inventăm personaj. Omul a stat acolo și a zis aia, ăla, pop, mai fi adăugat un pic. Da. Are nenea Iancu una genială. Am uitat cui scrie, în corespondența lui cu chestia asta. Zice, dacă ți-e dor de România și ești în străinătate, cum să faci? Și fii atent rețetă, zice, vars o cană de vodcă pe fața de masă din cameră. Închide toate, fă ermetică încăperea, zice, și cheamă lângă tine un lăutar care să scânte cine te-a făcut pe tine, Tudorițo nene. Da, de jale. Zice, să faci cald tare în cameră, că or să se ridice aburii de la vod, că o să-ți intre și în gaz. Ce nu, stai, zice, și o să te iau o picoteală. Și când ai să te trezești, în picoteala aia, la un moment dat, o să simți că-ți vine miros. Dă turtă dulce, dă mici sfârâini pe grătar în obor. Deci, el așa transpune România. Da. Zice, și când ai să te trezești, ai să scrii perfect. Abur de țuică, de vodcă, sfârâială de mici, gălăgie de obor, tot. Uite, vin alegerile acum. Tu, dacă iei o scrisoare pierdută, ai tot ce se întâmplă acolo, de la politicianul, nu intră politică, dar de la politicianul demagog până la... Asta este o țară lipsită de principuri care va să zică că nu le are. Că nu există. Da. Dar tu să-i spui eu lui Brânzovenescu și Farfuridi, el avea niște atârnători lângă el, lângă acea nene, mănânc și eu cu matale aici sau ceva, da? Avea pe ăla cetățeanul care era singur, el era turmentat, dar era singurul care era, băi, eu cu cine votez, lăsați-mă ce faceți voi, nu mă interesează. El a respectat dreptul constituțional, da? El altul pervers cu pac la războiu, nu iai pe directorii de ziare de acum, te-am prins cu aia, da, ieșit un 3.000 de euro, nu dăm nimic. Normal. Hai mă, că e la fel, ce naiba, e la fel. Și ăla, angajatul la buget, care zice, păi să le numărăm, coane, cum să le numărăm? Două acolo, și ăla zice, păi hai să le... la primărie, trei la prefectură. Și joacă incredibil când ia Ștefan Bănică senior, când ia cafeaua și îi zice, da, să le numărăm. Și ăla zice, păi să le numărăm. Zice, cum să le numărăm, că eu am zis la mișto, nu e exact funcționarul bugetar de astăzi? Păi cum să ne, n-am cum, că eu stau cu dosar cu șină, nu pot. Să vă mai găsesc cât ați avut de plătit în 2017. Păi nu avem calculator. Știi că tu zici, păi hai să vedem cât am avut de plătit în 2017. Și așa mai departe. Domnița aia care e căsătorită, dar să mai duce și pe în alte parte. Acolo e mai mișto. Toate sunt. Acolo e cu jupân Mandache, chiar în Piața Teatrului se desfășoară acțiunea cu diplomație. Am o nevastă, are ea diplomația ei. Doamne, jupân Mandache, un om ajuns și care mai a pus ochii pe pereche de case și le are unul la credit urban, adică la rate, dar nu vrea să le lase suma. Nu e la fel ca acum? Și-a potrivit pe nevastă să le dea puțin diplomație ca să... Unde o fi acum? Cred că au ajuns la mizil. Ții minte? Ăla e altul. Ăla nu-i prost. Ăla e unul care stă pe la birt, la masă, îmi scapă titlul la ăsta. Cu șeful, sunt în gară, l-au trecut de mizila cu crecă. Găsesc pe unul mai puriu la masă, doi amici, și intră în vorbă cu el. Și ăsta le arată poză cu nevastă sa, care e o blondă superbă la 21 pic. Pe vremea aia. El fiind trecut bine. Și îi explică că a plecat în călătorie de plăcere și cu cine? Nu, că e cu... Și aia bagabonță-l descos. Ia mai zi, nebunicule! Da. Cine a plecat? Are simțimțuri. Și reiese că a plecat cu domn șef, care e 30 de ani, un bărbat viguros, cu tare. Și ăsta tot zice, și acolo ar fi pe acolo. Unde, cât câte fi să fie? Au trecut de gară, de mizil, acum mănâncă o nu știu ce. Și ăia tot, ia mai zi, unchiule, ce? Deci unde-s acum exact? Pentru că la final să afle că șeful cu care e nevasta e fratisul.
Și ăsta bătrânul să zic, păi ce, eram prost? S-o trimit cu... La care aia să supără și... Haide-mă, da, ce, haide-mă la guterile cu de boșorog. Dar nu mai ai niciun haz. Nu mai ai niciun haz, exact. Du-te de aici. Ei, ăla n-a stat la o masă cu ei undeva Caragiale și i-a auzit pe ăștia, s-a auzit de la cineva? N-ai cum să inventezi astea la 1880. El a trăit cu oamenii ăștia acolo. Căldură mare. Păi asta spunea Damian. Căldură mare. Când veneam pe drum acum și înghețam de fric și povesteam amândoi, spunea că mergea intenționat și provoca oamenii să-i enerveze. Da, da. Începe să spună, să-și facă un limbaj anume, să povestească. Marele lui avantaj e că nu avea chipul foarte cunoscut, că suntem în epoca în care nu există televiziune. Selfie-ul. Da? Și nu toți auziseră, da, că cea, băi, ia de-i drumul de aici, mă, că foarte probabil și... că mulți auziseră de Caragiale, dar nu identificau chipul. Exact, da, exact. Da. Și atunci el își permitea, mai ales pe vacanță, se pare că făcea chestiile astea, la Berlin e notat faptul că el nu vorbea fluent germană, dar intra în vorbă cu florăresele pe acolo, schimbau ei 5 cuvinte, de lumea de pe stradă ajunsese să-l boteze Herr Doktor. El nu era doctor în nimic. Dar ăștia s-au prins că e un om deosebit, că bă, din momentul în care Birlică joacă 13 personaje caragialene, 13, ceea ce înseamnă că ai fost ceva. Nu știu ce să-ți fi făcut vreodată și cred că ar fi centru atracției la Caragiale, să faci o galerie, poți să o faci și ilustrată, tipologia lui Caragiale, da, toți, da, trecuți acolo în linie. Și cu o paralelă în ziua de asta, mă rog, într-o societate modernă. Asta știu că au trecut 150 de ani. Mi se pare că domnul Radu Paraschivescu, cineva e la bazele astea, a scos un album, un anumit post de radio, a scos cu personaje din România de post-tranziție. Și aveai Gherțoiu cu tare, erau ilustrate. E, demagogul. Să facă cineva, dar nu să pui toată opera care e imensă, dar să faci un atlas cu personaje din Caragiale. Și să-i scos pe toți. Cine mai citește Scărăgeri? Giugaru, toți. Doamne, da, da. Asta cred că mai e posibil. Cred că nici domnul Bendeac n-ar da prost într-o piesă de Caragiale. Că sunt oameni care simt încă ce înseamnă să ai piesă de Caragiale. Și te ajută și Caragiale. Că el e ca, cum am zis eu, e ca acul de la Brad. Da, niciodată nu se ofilește. Nici măcar nu se trezește curiozitatea. Asta am constatat-o practic astăzi. Noi am avut opriri 26, cred. 26 de puncte. Puncte. Dintre cele 26 de puncte, ghiși câte plăcuți are Caragiale? 4, 3, cât? Una. O statuie pe strada Maria Rossetti și plăcuța e la 10 metri în spate pe acasă. Una dintre casele unde a stat cu chirie, care s-a păstrat, pe care au pus-o la demicentenar de la moarte, în 62. Aia e tot. Și de exemplu la biserică la Sfântul Gheorghe, unde am oprit și are plăcuța Eminescu, că acolo a fost slujba de mormântare, putea să-i pună și eu plăcuța acolo, că și acolo a fost și el, știi? Nu i-a lăsat nici măcar pe ea particularii, nu-i lasă statul, că mai umblau doi nebuni cu o bormașină și cu o plăcuță și a zis, bă, le punem noi, dar trebuie să mă lăsați, pentru că n-ai voie, că e cu monument istoric, cu cultele, cu artele, cu drag, cu Ministerul Culturii, da, cu... și nu-i lasă pe... A apărut acum vreo 10-15 ani un tip sau doi tip care scriau alea acolo, apăruse QR codul, scanai un pic acolo și te ducea și mai departe, îți dădea și niște imagini, bă, niște chestiuni deștepte. Da, uite, și a zis, pe voi nu vă costă nimic, eu vin cu o bormașină și dau gaură aici, 4 șuruburi. Pentru turistul care vine pe Calea Victoriei, pe Câmpinanu, să-ți apară o plăcuță cu QR code. Aici a fost... Nu, do you want to know something about Romania's best comedic actor? Writer? Da. Uite, și să-ți apară o secvență spusă în engleză, să înțeleagă și ăla. Trei fraze din Caragiale. S-a trecut la alt nivel și în Anglia fac QR code-ul pe cruce. Și când te duci, scanezi acolo și ăla zice, îți mulțumesc că ai venit la mormântul meu, ăla se înregistrează din viață. Îți mulțumesc că ai avut, ții minte clipele alea, uite să-ți arăt câteva poze cu noi doi. Ce tare. Și au făcut o industrie și au să ia, bă, nu putem să... Acum cu inteligența artificială poți să faci ce vrei, adică vocea lor la totul. Șerban Cioculescu și-a petrecut o viață întreagă în biblioteci. Bravo, și caragialiană. Le ai! Le ai! Ai, adică ți l-a făcut un băiat înainte. La Rica Venturiano, la Marele Fante, da. Ai 20 de pagini, dar concluzia este afirmația lui Caragiale, mă, Rica-s eu. Eu nu știu al Rica în afară de Radu Beligan. El s-a consacrat și prin longevitatea carierei. Nu știu, că... adică logică s-au mai jucat. Dar nici mie nu-mi vine nu-mi vine să-ți spun cu pistolul la tâmplă, ia zi-mă al Rica. Rica Răducană. Și ai o variantă.
Tot din Caragiale și Rică Răducanu. Rică Răducanu e umăr la umăr cu Caragiale. Dar acum, uite, ai AI-ul la dispoziție. Poți să faci, adică nu doar tipărit. Nu interesează pe nimeni. Creează-i suma. Adică, vrei să înveți psihologia aplicată? Te învață Caragiale. Vrei să-ți citesc text de matematică, că spui, dar de ce nu iubim matematică, sărind de la una la alta? Să-ți citesc text de matematică de clasa numărul 1, deci când copilașul are 6 anișori, da? Când are 6 anișori, imediat îl găsesc. Adunarea numerelor naturale fără trecere peste ordin în concernul 100. 14. Băi, clasa 1 pe tricou. Nu înțeles nimic. Numărul 1. Deci copilațul ăla de 6 anișori, cu care nu i-a dat toți din singură, că atât are la 6 sau 7 anișori, trebuie să obții adunarea numerelor naturale fără trecere peste ordin în concernul 100. În concentrul 100. Concentrul 100. A se rezolvat cu Dexul. Da, dar ăla are 6 ani. Nu o rezolvăm noi acum dacă ne apucăm. Eu nu știu ce. Și după aia zice copilul la facultate de matematică specială. Și după aia zice omul, copiii nu iubesc matematica. Păi eu aș iubi-o. Cu concertul 100, zic, de pești mod 101, domnule, la Pasadena în 88, nu mai e concentrul. Și mai avea, nu mi-a trimis ormea tot, era cu pas peste anterior și predecesor. Sau peste predecesor și următor. Plecai acasă! Vorba ta, întâi trebuia să ai Dex-ul ca să înțelegi ce-și cere, lasă rezolvarea. Mă, ce vrea omul ăsta de la mine? Bași pe Google Translate. Păi când, uite, la Nenea Iancu, asta am zis-o și pe drum, Nenea Iancu, când termina o câte o operă, se punea cu familia și le citea. Și din când în când se uita la ei, înțelegeți? Și ea, mă rog, ce zicea ei? Da. Nu, că dacă nu înțelegeți, nu sunteți voi de vină. Eu sunt de vină că n-am scris bine. Orice om care apare la televiziune trebuie să se uite în cameră. Dacă acei 4-5-5 sunt în direct și cameramanii râd, înseamnă că și cei de acasă vor râde. Dacă aia cameramane zic, stă, când mai are mă 10 minute să termină, să ce glume proaste, ăia acasă fac la fel. Numai că ăia acasă te taxează închizând. Ăla e obligat, săracul, că ăla pac și e pierdut tot. Clar. Da, știi, trebuie să simți astea. Așa și vorba ta și Bendeac și oamenii. Dacă văd că ăia în sală aplaudă 6 minute după, înseamnă că spectacolul a gustat și o ținem și mâine și pe mine. Nenea cu când se punea la masă în berărie, împrejurul lui venea audiență. Da. El, omul da, discuta la masă. Indiferent ce vorbea, da. Era... Nu, dar el era ieșit cum suntem noi acum. Da. Da? Iar că... într-o epocă în care nu ți se recunoștea fața. Da. Ăia din București știau că la Fialkovski, la Cutare, e Nenea Iancu. Dar nu știau toți de Caragiale. Oamenii se strângeau să asculte ce discuta el la masă așa colocvial. Pentru că omul, bravo, nu mai era directorul de teatru, nu mai era realizatorul de piese, scriitorul, era se strângeau, un tip care vorbea, deci, acolo la o masă. Mergeau la tribunal să-l audă pledând pe barbul de la Vrancea, da, de dragul de la auzi pledând. Deci cum e asta? Să ai niște oameni pe holul tribunalului dumneavoastră? Care nu venit specialitate. Matale, ești la procesul ăsta? Nu! Da. Nu am venit să-l ascultăm pe domnul avocat, că așa vorbește de frumos, mânca la mama. De... La Călinescu am înțeles că era așa. La George Călinescu, când venea și vorbea în aula, apăreau niște și el spunea, bă, voi n-aveți cum să fiți studenți, că aveți 45 de ani după chip. Da, Coane, și am zis, da, am venit doar să te ascultăm. Și el zicea, păi da, azi vorbesc despre Camus și Ciuma. Și ăla, azi nu contează, de noi am venit să te ascultăm. Ei nu știau ce, doar n-aveau și ăla, îi trimitea cineva. Dar ei veneau acolo doar să-l audă pe George Călinescu. Paranteză, ProSport 2000. Domnul Cristi Țopescu, Dumnezeu să-l ierte, și aduce, sună un prieten, îl sună pe domnul Țopescu, ce, bă, am și eu un copil acasă care nu prea are cu munca cu asta, mai să-i dai ceva la ProSport? Păi zice, dacă nu are cu munca, ajută-mă. Și îl face șef peste fotografii, băi, să ții arhiva fotografică. Gata, vine ăla și zice, o poză cu oprișan, ia uite-mă patru poze, cel mai ușor job, apăruse calculatoarele, gata. Și vine unul, că fusese meci cu o zi înainte, și zice, vreau și eu să-mi dai și mie pe Călinescu un pantalon scurt. Și ăla se uită așa, ce Călinescu cu un pantalon scurt. Okay. Bă, ce-a căutat vreo 4 ore. După 4 ore, redactorul s-a dus și a zis, băi, mâncați să termină ziarul, tu ce faci? Bă, zice, nu l-am găsit pe George Călinescu. E numai Călinescu în aulă, la drept, îmbrăcat la costum, la cravată. N-am, bă, niciun Călinescu în pantalon scurt. Și a zis, mă, pe ăsta Călinescu, actorul, care e director general la Florin Rocar. Călinescu. Pe Florin Călinescu. A, de ce n-ai zis așa? Ăla căutați o zi întreagă pe Călinescu în pantalon scurt. Bine, și ăsta băia serios, că bă, s-a gândit în primă fază la critică. Ăla i-a zis, ăla fiind patron la Rocar, Florin Călinescu, i-a zis, dă-mi și mie pe Călinescu un pantalon scurt. Făceau ei un material ceva. Ăla căuta 4 ore înădușit.
cât l-a căutat pe George, că a zis, bă, numai la cravată, la vestă și la astea, păi cum batist aici. Mi-e greu să-l găsesc în bermude până aia. Nu că nu există fotografie, nu, n-avea unde. Nu cred că există fotografie cu el pantalon scurt, poza cineva. Nu există să fi stat Călinescu în pantalon scurt. Ăla nădușit, după patru le-a zis, bă, poza aia mea mi-o dai? Aici eu țin să subliniez aspectul ăsta, poate nu o să placă multora. Codul bunelor maniere, în mod normal, presupune ca băiat, după ce ai trecut de 14, hai, 16 ani, în pantalon scurt mai stai la plajă sau la tine, mai sau la tine în casă. Da. Mai ales dacă ești un pic crăcănat. N-are a face cum ești. Da. Pe stradă? Un pantalon lung și te duci la mare sau în Tenerife sau ceva, sunt de lumea la tine ca la curs. Adică te întreabă ce ai soli. Am auzit-o pe asta. Ai soli pe tine? De ce ai venit în pantalonește? Ai soli pe tine? Revenind la faptul că Caragiale avea înconjurat, era înconjurat de o grămadă de așa, așa sunteți voi. Că tot vorbeam înainte de a începe filmarea cu podcastul. Deci voi doi când vorbiți, vorbiți despre orice, lumea se uită. Dacă tu ești gazdă și inviți pe nu știu X sau Y cu asta, nu se uită lumea ca să uită când ești tu gazdă și vine Cătălin sau când vine Cătălin și vii tu. Adică orice ai vorbi, orice subiect ai... Stan și Brar, cum ar veni. Acum trebuie să ne lămurim care e Stan. Ei, că suntem cam brana amândoi. Și la tine pe canal, și la el pe canal, topul invitațiilor ca și vizualizări. Suntem noi doi. Exact. Deci la orice te uiți, adică orice subiect ai abordat, că ai invitat pe academician, pe președinte, știi că Stan când a murit, Române, pe nu știu care fotbalist, pe Mutu, exact, pe Taxo, pe Stan când a murit, i-a zis lui Bran, dacă te văd, zice, când mor, dacă te văd o singură lacrimă, așa nu mai vorbesc toată viața mea cu tine. Citat, bă, să te văd eu cum jelești lângă mine acolo, cea, nu mai vorbesc toată viața mea. Și încă o problemă cu podcastul, că tot vorbeam înainte de filmare, este că deja ce am anticipat eu înainte de când a început nebunia asta cu vreo 3 ani de zile, bă, zic, vreo 30-40 de oameni în toată România asta care au ceva de spus. Da, și care se răsucesc, așa, și să... Și care tot se duc la Țibulcă, la Constantinescu, la Oprișan, la Damian, știi, și pe urmă se termină, că nu mai are nimic de spus. Și oamenii se satură și ei, că zic, bă, ăla l-am mai văzut de 7 ori. Și a spus aceleași lucruri, chiar dacă le spui cu și pe aia, tot alea. Și atunci nișa asta pe care sunteți voi cu partea de cultură, de istorie, e o nișă neacoperită pe care puțin poți să o stăpânească și să o ducă, știi? Și atunci, la mine asta... să tragem tare acum, că suntem pe val. Da. Că nu se știe, mamă. Nu e vorba de a fi, de a trage tare. Doamne ferește, nu. Nu e vorba de a trage tare, acoperiți o nișă pentru că chiar dacă unul, că de obicei românul copiază, mi-am făcut o covrigărie, coadă, fac și o covrigărie de habar n-am. Și dau tot nume de Luca Matei și Ioan Gură de Aur. Cu Luca cu capa. Da. Ca să fiu mai șmecher sau ceva, știi? Exact. Și atunci, în momentul când încearcă cineva să te copieze, nu are cum să te copieze pentru că nu duce ca tine sau ca Damian să vorbești 5 ore. Ideea e că în școală nu se face treaba asta, fără să fim ipocrizi. La sfârșitul anului trecut m-a chemat un domn diriginte pe care nu-l cunoșteam, mi-a scris pe Facebook și mi-a zis, am o clasă de copilaj de clasa a 5-a. Poți să vii puțin la... Păi zic, bă, eu cu cutare. Băi, copiii ăia de pe care am crezut că îi pierd în prima. Ei căscau, era și ultima oră, se uitau la ceas, se făcuse 12, plecau acasă, erau treziți de dimineață. Stau oamenii. Că am discutat de Messi și Ronaldo și aia ziceau că eu sunt rapid discăruș. Că am discutat despre fetițe dacă se duc să joace tenis pe urbașa lui Halep și așa mai departe. Mă, stau oameni, copilași. O oră, că mai căscau, că n-a... Dar pun întrebări. Domnul și așa mai departe. Dacă ar fi așa, cred că am avea o șansă de a schimba ceva. Nu, e deformată percepția. Bun, nu zic că nu există și chestii rele. Eu ieri am avut tur în Belu, ieri 30 ianuarie, de ziua lui Nenea Ancu, s-a nimerit. Mi-a venit clasa a 10-a C. Salutăm. Da. Clasa a 10-a C de la liceul Tudor Vianu, cu profesorul dumnealor, cu domnul Claudiu, sper că am reținut bine, mi-au venit undeva la 20 de băieți și fete. Bun. Vreau să vă spun că am stat 3 ore și jumătate în Belu, că nu m-am mai îndurat eu să plec. Mai nebunii, 3 ore jumate... Asta e un miracol, o minune. În frigul ăsta, că era frig. Cinstit. Țopăiam toți. Deci și copiii. Și nu plecau. Ar fi zis, Damiene, mulțumim. Dar nu dă bine ce vorbeam eu. Am discutat. N-am ținut eu monolog. Dialog, cum ar veni. Da. Copii, bă, 3 ore jumate în Belu, unii de 16 ani. Îi întrebam, le ziceam... Păi că el nu vrea să plece, că era așa de interesant. Deci asta, am ajuns la monseniorul Ghica, am vorbit de biserică, de cum să face sfânt. Îmi răspundeau copiii. Copii, sunt tineri de 15-16 ani. Îmi răspundeau, băi, uite așa, da, înțelegem cu canonizarea, cu faptele bune, cu cutare. Am ajuns la literatură, cu Caragiale, cu nuvelele, că da, că știm, cu cutare și cutare, cu Coșbuc, da, că ne aducem aminte că am văzut câțiva din ei știau povestea alpinistei, Sofia Mavrodin. Zic, le-am zis, eu de regulă ca să prezint, să atrag atenția, zic, uitați-vă la monument și compuneți-mi povestea.
Și am văzut că prea zic, bă, ai fi cinstiți, că o știți, că prea le ghiciți așa de... Da, da, n-ai cum să o nimerești chiar așa. Hai, lasă, n-ai mie. S-au întors, că o știu. Perfect, păi atunci povestiți-o. Am mers mai departe. Da, am ajuns... Cu votul, nu? Da, da, da. Am ajuns la mormântul Iuliei Hașdeu. Băi, știau cine e Iulia Hașdeu, știau să le lege, puteai să stai de vorbă. Trei ori și jumătate eu am dialogat. Nu e păcat, ca vorba lui Eminescu, nu e păcat ca să se piardă clipa ce repede problema ce s-a dat? Problema cea mai mare acum, din cauza că profesorii sunt plătiți prost și mulți au plecat din învățământ, vin oameni de ăștia nei ca nimeni, care vin la clasă și iau după foaie. El n-are, cum să zic, nici capacitate, nici motivația să înveți acasă cum faci tu, bă, mă pregătesc, mă duc cu Costaescu sau cu Oprișan sau cu ce am luat un podcast. Frate, link hârtiile alea două săptămâni. Pentru că așa am fost învățați. Liber, înțelegi? Așa am fost învățați. Ăla vine acolo, citește după foaie. Păi, Ștefan cel Mare s-a dus la bătălia de la acolo, cască pe... Se duce acasă, zice, ce mă le-a recitat la 14 ani? Nici nu, frate, 14 ani. Citesc eu acasă, nu mai stăm să pierdem vremea, nu? Nici nu vreau să fie o lauda mea, nici nu vreau să fie o treabă de promoții. Pentru ce am făcut astăzi, eu am început să citesc pe 3 decembrie. Nu, păi asta spun. Da. Eu muncă în spate. Dar e un defect profesional pe care noi l-am putut facem astăzi pentru că l-am deprins cu 20-30 de ani în urmă. Da. Când făceai conspecte pe la ore și așa conspecte mai departe. Conspecte formă activitatea profesională. Tu ai scris Gazeta Sporturilor. Corect. Eu am fost documentarist la Trinitas. Dă-i și scrie. Normal. Acum s-a și schimbat societatea cu treburile astea. Nu mai poate muia la penița cu tare. Da, asta trebuie să te ajute. Normal. Asta te ajută, pentru că noi cu 30 de ani mergeai la Biblioteca Academiei și eu dădeam cota prost, eu o dădeam greșit, mi-aducea și ziceam nu e asta și ziceam două ore unchiule mai vezi pe ailalt. O iau, o duc înapoi cu liftul, iar caut cota, vină, aha, ai fost. Și două ore, înțepeneai pe așa, bancă, n-aveai ăsta. N-aveai ăsta, două ore ne uitam pe cu creierii pe pereți, mureai. Foarte mulți vor să arate cât de deștept sunt ei și atunci vorbesc un limbaj de ăsta super high și nu înțelege nimeni nimic. Și atunci de ce stai frate două ore acolo sau altă fază, vine unul să țină o conferință și vine cu o foaie și citește în continuu. Păi frate, dă și mie niște copii înainte pe un Xerox și de la fiecare și citim noi acasă. La ce stau să mă uit la tine? Cum vin unii președinți, nu numai al nostru, mai mulți, și zic, în aceste momente în care mă încearcă o emoție, păi ce faci mă, citește emoția după foaie? Americanul, cum venea Obama? Bă, l-a învățat textul înainte, dar a venit vreodată cu vreo foaie să zică, sunt cutremurat acum de sentimente, păi ce faci mă? Lipsă de respect. Citești după foaie că ești cu tremurat de sentimente? Cum adică? E o lipsă de respect și îi desconsideri pe cei care se uită la tine, citind după foaie. Așa și e o neadecvare a ta cu funcția pe care o ocupi. Exact. Ai ales funcție de reprezentare publică. Da, oricine, că vin și la conferințe, Damian. Vin la conferința asta de business sau de nu știu, îi văd pe mulți, știi? Sau vin cu un grafic de la și stă și citește după el și ți arată. Păi dă-mi-l frate, că mă uit acasă când am timp. Da, da, am venit la tine. De jumătate de oră mi-ai scris 3 din alea? Nu, dar în momentul în care ești persoană publică, cu funcție publică, care trebuie să reprezinți interesele unor cetățeni și discuți cu ei. Că așa poți să fii foarte bine specialist în spate ăla care într-adevăr pune datele cap la cap. Dar când tu ești figura instituției aia care trebuie să iasă în fața să vorbească, nu-i scuzabil. Și de neagă, frate, ești președintele țării, primul ministru. Nu ești obligat să știi istorie, filozofie, chimie, biologie și nu știu ce. Dar în momentul în care e 24 ianuarie, ai un consul. Bă, pe cine avem, bă, pe istorie? Că am făcut eu glumă, zic, bă, dacă nu te pricepi, sună, bă, la o școală generală. Bă, când se învață istoria României? Intra a patra, bă, nu aia nivelul ăla. Următorul an cât ia opta. Dă, bă, și mie unul de opta, un ochelarist care a fost, bă, nu la Olimpiadă, dar care mai deștepți. Ce cauți la mormântul eroului necunoscut cu buchete de flori și cu coroană pe 24 ianuarie? Corect. Ce cauți acolo? Toți s-au dus la Carol. Toți s-au dus la Carol. Că m-am și... Bă, zi, nu trebuie să fii, că noi discutăm istoria ca niște chibiți, că mai citim, că nu știu, dar nu suntem domnul Cioroianu și nu suntem doctor docent. E chibițeala și ce mai citi? Ce? Bă, trebuia să ne întrebe, cum să zic, întrebe unul de clasa 8-a. E că tot l-am pomenit. Bă, în pauză. Cosmin Popa a spus chestia asta. La noi politicienii nu știu să se consulte. Ai istorici la dispoziție. I-ai dat lui ăla un telefon înainte. Explică-mi și mie, te rog frumos. Uite, urmează să vorbesc pe tema de... ce duc coroane de flori la 24 ianuarie? Bă, nu se face. Dar ce ar trebui să duc? Bă, un buchet sau ceva. Nu du-te. De ce? De ce? Campanie electorală. Da, dacă și explicația a fost, păi, dar parcă Carol nu vine lumea să-l cuide dacă se duce într-o piațetă, păi sau ceva. Păi nu că nu vine. Așa, dar acolo sus. Acolo, bă, Ceaușescu ăla care tot merge. Ăla. N-a putut să intre, adică au pus jandarmi de jur parcului ca cine? Să nu intre nimeni să-i cuide. Ceaușescu ăla, nu știi care... Ceaușescu, revoluționar care tot... Nu, eu când ai Ceaușescu... Nu, ăla, nu.
Ăla nu e mort, mă rog, în Cuba cu Fred Astaire. Ideea este că Fred Astaire și toți ăștia la, pe 24 ani, în parcul calului, acolo la mausoleu, să te pune coroane. Unde înțelegi? Oricum e o blasfemie, că acolo monumentul eroilor necunoscut e la 6 metri de monumentul eroilor poate socialismului. Poate că nu contează. Iau oricum parcul cu jandarmii ca să nu intre nimeni, să-i buiduie. A gândit-o vreunul, a zis, bă, bă, ce cauți la monumentul eroilor necunoscut din primul război mondial, 225.000 de soldați morți, tu ducând gerbe de flori? Nu-i 11 noiembrie, nu-i 1 decembrie. Păi nu-i ziua eroilor. Vrei să o faci? Du-te, bă, la Ruginoasa. Bărbierește mormintele alea. Dar care n-ai statuia lui Cuza pe dealul Mitropoliei? Du-te la trei ierarhi sau unde e mormântat. Bă, dar, n-are nu, dar nu ești din București. Te duci la dealul Mitropoliei. Și nu te duci cu tăm, tăm, păi, tărâm, tăm. Eu au ales un tăm, loc unde ar putea să fie izolat. Protejați, protejați. Nu-i interesa pe ei fenomenul sau evenimentul. Sau dacă chiar vrei să o arzi pe popularitate, că toți suntem în centru vechi și am discutat, tu te ești la Hotel Concordia. Ăla e cel mai tare. Și întreabă-l pe la unchiule, câți bani bași mă aici în el? Păi ăla zice 9 milioane, 4 e din partea statului, mâncați-aș gura ta. 4 milioane. Nu, fă, îți dăm o sumă prin care te obligăm. Te să obligăm, păstrezi, exact. Amprenta. Fața, da, să cu tare, nu vii tu cu două de-astea, bă. De ce să faci asta? Bine, omul ăla, iară să specificăm lucrul, omul care se ocupă acum de restaurare, din declarații cel puțin, chiar pare foarte bine bă, intenționat. Toată stima să iei o din asta, nu, adică care omul și vrea să păstreze denumirea istorică, rolul. Gândiți-vă ce făceau americanii din locul în care i-au semnat declarația de independență. Ce făceau americanii dacă aveau asta? Americanii au făcut muzeu din camera unde a stat la Hotel Xulescu în ziua dinaintea de... Cum am zis eu, că nu, e... se presupune că Mozart ar fi trecut pe acolo în spatele domului din Viena și a făcut 4 etaje. 4 etaje, casa lui Mozart. Când ai plecat, trece obligatoriu prin magazin, ți-a pârlit 100-150 de euro minim. Minim. Pixulez, 3 bomboane, o cănuță, un magnețel să-i duci lui mama soacră. E hai, 150. E clar că e în parte regizată, dar era emisiunea aia și a manetului. Da. Care am un bilet semnat de Elvis Presley. E din... Foi de capul meu, păi îți băga cultură în tine. Îți băga cultură în tine pentru că ce au un bilet de nu știu ce și n-auzei. Și apărea cu tare, a fost cel de-al 7-lea președinte al SUA. El a fost șmecher pentru că a făcut nu, din da, alb, negru și... Însă știi parul că bă, eu știu ce am aici. Îți negociez un preț, nu pe valoarea rahatului, că el e un obiect de nimic. Da. Pe valoarea lui istorică. Bă, este primul bilet pe care l-a tăiat la concert. Primul cartonaș din meciurile de baseball, pe care pentru americanii normal, Dumnezeu e. Dar și asta e o formă, știi? Ceea ce nu se înțelege. Cultura e în primul rând o formă de socializare. Că toți luăm cultura ca pe o zeiță dintre asta, așa, o artă abstractă da, de cultură. Cultura e în primul rând subiect de discuție. Ce da, revelații au avut unii oameni, oameni din ăștia mai citiți, care s-au văzut, mă refer la relații, s-au văzut cu oameni care n-aveau treabă cu cultura. Și aveau impresia că ei sunt dii proști, că n-au ce să vorbească, până când s-au întâlnit în sfârșit cu unul care mai citise sau cu una. Și deodată a fost wow! Că în definitiv, bun, există sex, există drăgosteală, există te iubesc de nu mai pot. La un moment dat, tot trebuie să vină și o discuție. Da. Bă, ce vorbești? Ce vorbești? Uite, eu m-am uitat acum apropo de treaba asta, de ce se poate. Ați văzut omorul de la Grădina Botanică din zilele de sărbătoare? Pentru că acolo o minte deșteaptă a venit și a zis: "Bă, noi suntem plafonați rău de tot. În grădina asta botanică nu mai intră nimeni, nu mai există nicio plantă, nu mai are nimeni grijă. Au venit ăia de la Apa Nova și au mai pus 3 lumini, pentru că altfel nu mai intrai după ora 5. Nu mai intrai, n-aveai tupeu să intri în Grădina Botanică." Și asta a fost tot. Nu mai există nimeni. Și mai există sera aia care săracă are 8 cactus, un de ăsta înflorit, un lămâi și un mandarin. Că atâta se poate. Și a venit cineva deștept și a zis: "Dom'le, facem feerie de lumini. Nu e poraj de lumină, nu știu ce." Treceai pe dealul Cotrucenului, vedeai un morg, lumini în dreapă. Ce se întâmplă în botanică? Ce să, mami, tati, vreau și eu 20 de lei pe copilul, 30 de lei părintele, cu tare, omor, omor. Un iepuraș aprins, 3 bulgărași aprins și cu tare, un portal din ăla portic, cu naiba să cheamă, treci prin el, aprins cu tare, a mers o lună de zile. A rupt, a rupt. A avut o idee. În Grădina Botanică, locul în care nu s-a întâmplat niciodată nimic. Normal, exact. Și atâtea locuri în București. Mii de locuri, vorbim de muzee și de astea. Tu dacă te enervezi, că tu știi mai bine și cu domnul Sorin știți mai bine cu muzeele. Dacă te enervezi în trei săptămâni, în weekend, nu în toată săptămâna, ai ras toate muzeele din București. Citadelă de 4 milioane de locuitori. Las-o cu 2,5, că suntem 4 milioane. Te uiți la noi la Milita Residence, au ajuns până pe centură. Ultimul bloc e pe centură. Ăla când cade, pică, ăla când pică pe centură. Când cade de, dacă îi cade de bloc un kilot, îi se pune pe parbrizul un tir. Da? Nu mai e cu două. Ai 4 milioane de astea.
Nu mai vorbim, iar începem și vorbim 3 zile că nu avem Muzeul Național de Istorie. Știi că aici am făcut o paranteză pe drum. Din ce cauză? Chiar v-am auzit pe voi la podcast că spuneați că din, nou, nu mai știu, din 96 sau de când e închis? Din 2006. Din 2006. Ea este clădirea, clădirea poștelor, e undeva 1896-1900 făcută. 1899 Săbulescu. Când eram copil și am vizitat clădirea pe Lui Ceaușescu, era deschis tot, că a văzut cadourile Lui Ceaușescu, tot. Aia m-au impresionat cel mai tare. În 70 e deschis. Primit de nu știu unde. În 70 l-au transformat în Muzeul de Istorie al RSR. În 2006 s-a luat nu s-a luat decizia. A zis, domnule, începând din acest moment, nu mai este sigură de la etaj 1 în sus. Păi intrați, consolidat. Nu se poate, că e clădire de la 1890. Păi și de ce nu... Păi asta e întrebarea, de ce în 20 de ani am găsit o altă clădire? Aia zic. Ăia băieți deștepți au stat și la un moment dat a zis, bă, de ce nu ne dați nouă aia să o facem noi biblioteca aia, clădirea părăsită de pe Palatul Bursei. Unde e să lua curba. Al Camerei de Comerț și Industrie. Și acum e local și merge brici. Și merge brici. Dar asta așa aia 20 de ani în paragină. Acum, la localul ăla, te durea mâna să pui niște poze de când s-a inaugurat Palatul Bursei, Palatul Camerei, cu Carol venit la... Cine interesează? Nu mai vrea nimeni. Pui un textonez pe perete. Stă vreunul să o așteaptă pe prietenă să-i... Crezi că e intenționat că vor să ne distragă atenția de la istoria noastră națională și asta? Pentru că nu numai muzeul ăsta de istorie. În general, așa, vor să ne distragă un pic, să... Păi, domnul Sorin, muzeul tehnic aparține de Electrica ăsta care a zis, frații mei, eu iau de la hidrocentrale, termocentrale și Cernavodă și duc la ăla în casă să-i aprind becul. Eu pe nomenclatorul meu de job description n-am custode. De ce stat? Pentru că statul nu vrea să o ia. Ministerul Culturii. Și el a zis, frate, eu nu am asta, că mie îmi trebuie director, custode, îngrijitor de muzeu, nu am, că nu e obiectul meu de activitate, nu pot să-l cerți pe ăla. De ce nu mai ții, mă, muzeu? Pentru că nu e a mea treaba. Marea problemă. Și a zis, vă dau, da, și m-a sunat acum cineva, parcă ți-am povestit, mi-a scris pe Facebook și mi-a zis, băi, băule, te aud de 7-8 ani, că ragi în continuu, nu închideți muzeu. Nu știu dacă din cauza ta sau nu, în Consiliul de Administrație de la Electrica s-a luat decizia să mai ținem 3 ani. Dar după 3 ani vi-l aruncăm în stradă. Bă, în 3 ani de zile trebuie să vină Ministerul Culturii sau cineva să-l ia. V-am dat 3 ani de zile, 1000 de zile. Luați-l. Nu mai puteți să ziceți că nu. V-am dat un ultimatum și vi-l ținem 3 ani. E treaba noastră cum plătim custodele, directorul și așa mai departe. Dar luați-l, mâncava-și gura. Dacă nu, vi-l dăm marea în stradă. Marea problemă cu procesul de cunoaștere. Când, în momentul când devii familiarizat, nu contează pe ce linie te-ai dus. Pe tehnică, pe litera. Încep să spui întrebări. Oamenii care încep să-și pună întrebări sunt oameni periculoși, da, pentru organizare. Da. În principal cu cea de-o sori, trebuie să-i ții așa. Hai să spunem, om care știe să pună întrebări, discurs politic tâmpit. Că cu tare că... Și-l, alo, da, de, și-l nu, zice. Dar de ce e ăla de vină? Păi că face, păi nu face el. Păi cum nu face? Păi uite că-ți demonstrez eu că ei se că m-am interesat. Și în momentul ăla tu ai devenit brusc un papagal. Da, dar în același timp la Timișoara ăia să omoară, efectiv ăsta e termenul, la coadă la ălea lui Brâncuș. Deci omul vrea treaba asta. Am prins și eu. Apropo, și omul putea să spună, am lăsat eu, dacă nu voia. Vorba lui Tomiță Caragiu, că săracul s-a stins mai colea mai la colonade. Este și foame zis, de să poate valori. Trăi fără cultură? Să poate, bă, dar nu merită. Să poate. Să poate trăi. Nu, ce, nu respiri? Fără cultură, fără istorie. Să fără poate, asta, dar nu merită. Mie tiparul psihic îmi pare astăzi că este preluat de mediul business. Fără, nu e o aluzie nașpa. Astăzi idealul e să fii bogat. Nu mai e idealul să ai ceva în cap. Da. Uitați-vă alea toate puse la Academie, acolo la Palatul Parlamentului, când faci curba spre Bingo Europa. Și sunt puse alea mișto pe gard, prima biserică, prima nu știu ce, ai văzut? Da, da. E pusă în cel mai prodoc. Tu te-ai plimba acolo la 8 seara? Ai merge acum cu mine să ne plimbăm de mânuță, soț și soție cu copil mic? N-ai tu pe acolo. Da, dar oamenii nu înțeleg, Damian, ca să fii bogat, trebuie să citești. Cu cât ești mai citit și mai asta, ai acces la informații și poți să... Bogat. Adică poți să jonglez cu mediul înconjurător. Cinstit vorbind, portretul multor îmbogățiți din tranziție nu este portretul unor oameni citiți. Niște excepții care, dar zic așa, ca să fii bogat. Poate, adică să ai o viață decentă, să ai datorii, să zici că n-am drum să repetez doar noaptea că îmi ia casă sau ceva, aia înseamnă să fii bogat. Să ai o viață, nu poți fără să citești, fără să te informezi și fără să pui mâna pe o carte, nu poți să fii bogat pe TikTok, uitându-te pe TikTok, nu te duci de acolo sau te... Deci, și acum, domnul Sorin, iertați, m-a apărut și treaba asta, frate, le-am aici gratis. Înainte ca să cumperi o carte, te duceai la o bibliotecă, dădeai niște... Bă, nu cred că am bani, ați păstrez pentru copil sau să mănânc sau ceva, adică erau de înțeles lucrurile astea. Gândește-te tu, dacă nu aveai pasiunea asta pentru citit, era un inspector de cimitir, că mai cântai duminica în biserică, acolo la strană și mai primeai câte o colibă, atât. Nu erai Damian Amfile de azi dacă nu puneai mâna pe carte și nu stăteai câteva ore pe zi să citești și să te
Am mers azi pe stradă, 8-10 da. persoane. Domnul Damian, să trăiți, să faceți treabă bună. Dar uitați că după în urma podcasturilor noastre aici, știți câți oameni îmi spun: Cătălin, vrem să urmăm cariera de jurnalist sportiv. Unde ne duce? Da, asta spun. Unde ne ducem? Vreau, sunt, am 18 ani, clar că n-am experiență, că nu m-am născut direct la 27 și cu 12 ani de carieră. Ăla ce faci cu el? Ce faci cu el? O să aveți viața lui Ringer. Da, numărați cornerele. Bă, voi sunteți conștienți că o să numărați cornere? Și că o să dați cum arată Corina Caragea la 40 de ani la plajă? Și omul din spatele nostru și cam toți care strălucesc astăzi sunt oameni care au muncit aproape constant. Noi am încercat să le dăm și o față umană. Că și chefuri și cutare, da, dar dincolo de toată treaba asta. Țineau o obiecție și să pișeau pe baston. Normal. Caragiale asta muncea o săptămână să scoată alea patru pagini. Tu zici, ce mare brânză ai scris tu? Crea scrisorile fără să mănânce, fără nu știu ce, și stătea 3-4 zile la una. Și nu-i plăcea și tăia și... Și așa mai de... În condiții improprii, cu muc de lumânare și într-un fric crunt. Inclusiv în epocă, oameni care au zis: dar ce mare studiu a făcut ăsta, că mi-a prezentat un mahalagiu. Bă, tu ești în stare să scrii cum vorbește mahalagiu, exact, ăla? Asta e ideea, că tu-l vezi pe ăla, dar poți să transpui în scris că tu-l vezi pe ăsta. Uite, bun, aici, am spus-o lămurit. Caragiale, dacă ar fi trăit doar din scris, ar fi făcut foame. Permanent. Ca orice, ca și Eminescu, că bine, ăla săracu a, da, făcut foame. O altă problemă la capitolul ăsta este că la noi n-a fost niciodată timp suficient și nici dorință ca să se dezvolte gustul pentru valori să fie și respectate. În viață. Da. Că după aia postum, când ăla s-a șutit de 12 ani bolnav de tuberculoză, că n-a avut ce să mănânce și că a stat într-un frig crunt cu mucigai, mă doare la bască că mamă îl recunoaște. Păi da, mă, dar la 37 de ani, la 39 ăla. Într-o societate, nu? Unde cultura e valoare predominantă, este că se va ajunge, eu asta fac o predicție, să se recunoască meritul. Că astăzi e la plezneală. Ai noroc, bine. N-ai noroc, uite, în tot ghinion. Ceea ce înseamnă sport, tot sunt recunoscut după ce mor. Și explicația este următoarea. Dacă dai un material cu Gigi Riva, mor la 80 de ani, nu citește nimeni. Dar dacă dai, vezi cum arată Roxana Cioculescu la 45 de ani, cea mai lungi picioare din România, Instagram, poze că s-a fotografiat, a făcut o ședință, foto rupe. Și atunci întrebarea este, tu ca manager, excludezi jurnalistul sportiv. Domnul Sorin este patronul acestui ziar și ne cheamă pe noi doi. Eu vreau să fac bani. Bă, tu scrii foarte bine, Damiene, de morții tăi. Dar Oprișan, când a băgat cu Ciuculeasca și cu una cu Crace, e mai bun. Tu ce faci? Cont. Te mai lasă încă o dată. Damiene, ne-am înțeles, dar tu te duci acolo și iară zici, a murit cu tare, avea 80 de ani. El debutase într-un meci contra Angliei în 45. Damiene, vin încă o dată, că n-ai înțeles despre ce e vorba. Ia uite, tu ce-ai scris Oprișane săptămâna? Nevasta lui Tătărușanu care a apărut în Playboy. Bă, uite-mă cât a avut ăsta. Ce faci? Și el îți spune, dumnealui spune, bă, nu mai pot să te plătesc. Și tu zici, dă mâine, Oprișane, te scoți eu la o masă la un mic, ce trebuie să faci, mă, tu cu tare? Și eu zic, bă, dă like-uri, dă urmări. Dă urmărește cât mai mult la cât mai multe pagini de Instagram. Și tu mă întrebi, eu nu fac asta. Păi nu faci, Damiene, mâine e șomer. Dacă faci asta și dai aici poc, 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 o să ai câți mai mulți prieteni și îți apar 30 de gagici dezbrăcate. De 20 a scris Oprișan, alelalte 10 sunt ale tale. Și te cheamă Nea Sorinel și spune, ești mare. Ești mare, Damiene, ai înțeles? Bravo, băiatul. Și atunci te... Nu, că eu vreau să rămân, că rămâi pe stradă fără mititei și fără bericioică. Fii ziarist independent. Știi că vine întrebarea, dar o pun cât se poate de pășleau. Câte ore te poți uita la un film porno? În minute, nu cred că... Se mărită. Da, corect. Dacă plânge la sfârșit. Dacă mie nu-mi place când o bate, da, la sfârșit și o lăcrimează, nu acum poți... Acum mă pun în postura consumatorului. Bun, îți tot apar gagici dezbrăcate. Dacă la un film porno nu poți să stai să te uiți jumătate de oră, că ți se urcă la cap. Nu, și nu-ți apar gagicile dezbrăcate cu un fes pe cap în Maldive. Ele sunt în chiloși și în sutien pentru că sunt la plajă, oameni buni. Sunt la plajă. A, știrea era dacă era cu o bască pe cap și cu o geacă. Bă, a luat-o aia ras, dar 45 de grade afară și aia. Aia era știrea. Adică... Dar o femeie care arată bine, care se duce la sală, are grijă de corpul ei la 40 de ani, cum mai vrea să fie pe plajă Maldive decât în chiloți? Ce încercam eu să subliniez, știi, adică... este că tu, făcând doar consum de gagici, oriunde ar fi ele, este ca și cum te-ai duce la sală și tu ai face exerciții închizând și deschizând ușa sălii. Da. Asta faci tu cu creierul tău. Cum avea Edison și au zis ăia, băi băiatule, tu ai inventat, ai 1200 de invenții. De acord cu tine, dar cum a zis Oprișan, Cătălinuș, ei se uită la cifre, patronii. El face... După o lună te cheamă să uite la cifre. Un trus de presă, un ziar, o televiziune, e business. El vrea să facă bani, că de-aia îl face. Ce bag, ce scot, nu-ți TVR. Nu-ți TVR unde am obligația să culturalizez. Eu sunt comercial. Ce bag, ce scot. Cine produce bani și cum produce bani. Dacă te uiți la timp pe Instagram, nu știu câți urmăritori ai, abar n-am, 20.000, 30.000. Dacă te uiți la una care, dacă deschide gura, fugi până pe partea alta a străzii și pune două țâțe acolo, are 2 milioane de urmăritori. La cine se duce aia cu crema de față? Da. Să-i facă reclamă. La cine se duce? Vine la tine care ce Damian. Aia, în ce... aia pentru postare, da. 1500 de euro. Și ăla ce-o... În timp ce Damian citește viața lui Bălcescu, el se dă cu cremă în răspăr.
Nu! Nu, nimic, nu, eu sunt convins nu. Că se găsește și pentru mine o piață de nu, reclamă. Nu, noi nu le-am nu dat. Asta era vorba. Noi nu le-am dat până acum. Am spus de fiecare dată aici în CREP pentru că vreau să știu ar fi murit într-o lună. Băi, l-a chemat ăla pe lui Spopa, directorul de la Muzeul Antipa, 3 vizualizări. L-a chemat pe Costel Cernat, cel mai mare basketbalist în toate timpurile, 4 vizualizări. Muream într-o lună. Ziceau băieții ăștia de ne dau bani, mulțumim frumos, vă mai sunăm noi, vă mai căutăm. Dar oamenii vor treaba asta, numai că tu nu le-ai dat și dacă nu le-ai dat aia, la un moment dat nu poate să apară o Oprișan și Panfilă să zică, începând de azi vorbim de Ștefan cel Mare. Stați mă băieții mei că voi ați apărut așa brusc. O chestie asta durează un an, 2, 3 până te învață lumea, până vei băți doi dobitoci care vorbesc pe înțelesul oamenilor sau ce. Nu merge așa, dacă tu până acum nu le-ai dat. Ce a mai fost domnul Cioroianu acum 4-5 ani de zile cu 5 minute pe TVR2 îl trecuseră. A fost foarte bine. A murit. Au mai fost Pleșu cu Liceanu, 50 de minute. A mai fost doamna Lucia Hosu Longin de 30 de ani cu memoriadurile. Unde a ajuns memoriadurile? Pe TVR2 luni de la 9. Rupe. Și ce e acolo? Și ce e acolo? Ce e acolo? Păi tu ar trebui să ai în fiecare din asta meșuri cu reclamă, 9 metri, în seara asta, la ora... Este absolut limpede că a apărut o propastie mare între ce da. E cultură și ce e public. Da. Ca da. Să o apropii, trebuie să faci amestec în primă da. Fază. Hop și o dumă, hop și o da. Glumă, da. Adică hop și o informație. Damian și Oprișan în chiloți vorbit, nu? Aia nu mai e glumă. Nu până, nu, aia e vorbit că nu mai mănâncă nimeni 2 săptămâni. Să nu forțăm, domnul Sorin. Dacă să o lăsăm așa dacă cu... Dacă v-ați imaginat chestia da. Asta... Dacă vă imaginați, vă fie rușine nenorociților, așa. Nu, hai să nu forțăm. La o basă e ok, costum, cravată. Ce trebuie cu mixul ăsta? Adică nu, da. Să amesteci mixul un pic. E foarte bun, dar doar pe platou. Mixed green. Limbajul de astăzi, Caterinca de astăzi, cu treaba de cultură. Da, pentru că omul a spus, eu vă ascult pe tir. Nu poți să-i dai ăla când conduce 2000 de, 1000 de kilometri într-o zi, să-i spui, dragul meu, luăm un fa de sus, un la minor, l-ai omorât. Să analizăm manifestările umanismului în secolul asta, 16 asta. Târziu, în barocul olandez. Exact. Sau asta, face cu, accident, sări, la cu săritura pe... peste concentru, concertul, con... știi? Nu. Am observat asta. Dar și omul vrea. Asta. Și când faceți podcast, cu cât pui titlu mai intelectual, cu atât se uită mai puține lucruri, da. Nu contează da. Conținutul. El nici măcar nu mai are răbdare să deschidă să vadă că conținutul este bun de calitate și că asta, e asta să, da. Să lămurim da. O treabă, că am găsit multe comentarii, foarte bună emisiunea, titlul total neadaptat. Titlul este gândit exact ce am spus în contextul de astăzi, exact. Să te prindă. Da, da, da. Ce preferi? Să te prindă un titlu prost, să vezi ceva de căcat sau să te prindă un titlu exact. Neadecvat la context? Și principiul este ceva ce a spus omul în podcastul ăla. Este citat din ceea ce a spus omul ăla. Nu, nu, e ok. Să mai vreți ceva? Nu mai, să rămân. Sunt bine. Costi? Este citat tot. Din ceea ce a spus omul... Gata. Ce a spus omul ăla în podcast, că nu-i scot eu tot timpul am ghilimele. Ce a spus? Cash, că se uită ciolacul la da, da. Podcastul meu. Corect. Asta urmărește și atunci când vede că dau cu cash-ul, știi că... Ia mă, șmecherilor, voi de faceți podcasturile alea. E ceea ce a spus omul ăla, nu i-am pus noi cuvintele în gură. Omul a venit și a spus, eu cu nu știu ce, am deschis ghilimele, am dat titlul cum îl cheamă pe om ca să poți să-l cauți, ca să știi despre cine e vorba, și titlul ăla. Și titlul ăla trebuie să-ți intre în 80 de semne. Cum i-a răspuns Nena Iancu lui Barbu de la lui Alexandru Vlahuț. Alexandru Vlahuț a scris un roman, Dan. Romanul nu l-am citit, să spun, dacă cum e... Dan. A, mi-a zis de el. Numele propriu. Da. Dar n-am auzit de el niciodată. Nicio, nu, n-a rămas în audiență. Dar el a fost bestseller. În 1894, ăla care a rupt librăriile câte erau ele, a fost Dan. Nena Iancu a spus sus și în jos că e romanul prost. Vlahuț a așteptat, l-a prins pe Nenea Iancu că a făcut un mic articolaș cu un dialog între doi țărani. Cum avea el talent să prindă stiluri de vorbit, a făcut un mic articolaș și a rămas, a venit replica lui Vlahuță că ia uitați ce publică marele Caragiale cu limbaj sărănesc, cu putare. Răspunsul lui Caragiale. Alexandre, puteai să mă rabzi pe mine cu 160 de cuvinte că eu te-am răbdat cu 300 de pagini. Ei și când, se înțepau deștept. Da, 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 da. Adică nu erau de astea, te împing pe scări să-ți rup dinții. Nu, ei se înțepau. Dar exista societatea asta. Manifestările sunt normale. Nu e corect nici discursul. Cultura trebuie să fie doar o chestie sfărăitoare. Nu. Nu. Vai cât de nu. Am dar, la noi, dar la noi din sintagma educație sexuală, educație financiară, educație... Nu sexuală sau financiară sperie, că atunci am doar râde. Educație sperie. Educație aia care ne sperie. Da? Pentru că tu nu ai educație sportivă și spui, Oprișene, termenul ăsta nu există mai alăturarea asta de termen. Ba da, că noi suntem obeși, grași și avem 2 ore de educație fizică la gimnaziu și o oră la liceu. Ne trebuie educație sportivă.
ca să nu ne crape inima între 45 și 50 de ani, să nu mai mâncăm șaurma, să cădem pe scări și așa. Păi tu vii, bă, Oprișene, cu mici, frate, eu mi-am trăit, trăit, mi-am mâncat mălaiul, dar ce facem copii de 12 ani? Acolo e problema. Noi la 50 de ani, dacă mai poți mai dau cu piciorul într-o minge să joc un tenis de picior, hai noroc. Dar ce facem cu ăștia? Adică până la astea de cultură, nu știu, noi avem astea de bază, bine, educația. Acum, și pentru că îmi doresc să mai fac emisiuni cu tine, n-aș strica nici la tine să... Da, să am grijă un pic. Da. Că zice omul ăla de educație financiară, bă, prima chestie de educație financiară e pușculița. Pușculița și noi râdem, hă, hă, hă. Bă, ea, așa este. Ăia la 9 ani, 9, N-O-U-E, 9, la Academia lui Arsenal vine un domn și învață pe ea educație financiară. S-ar presupune că la 9 ani, în care ăia mai au să le mai dea dinții în gură, că nu-s toți, zic, bă, să plitisesc, uite pe pereți și a spus, bă, voi în 2, 3, 4, 6 ani, la 15 ani există șansa să semnați contract pe 800 de mii de lire sterline. Cu maică ta, cu taică, tu, cu nu știu ce, dar tu ai 16 ani, te-a luat capul. Înnebunești când ai 800 de mii de lire într-un an, un milion, că ești... Ok, exagerez, poate pe 300 de mii, dar nu cont. Ce faci? O iei razna și tu la 16 ani ești un exclus din societate. Ăla, marea vedetă care, mamă, când lua mingea, o ținea pe cap, pe gât, e mort la 17 ani. De ce? Pentru că l-au lovit 300 de mii de lire sterline în moale capului. Și n-aș tu ce să facă cu ele, că i-a mai dat... I-a mai... Uite la fotbalistii noștri care au plecat toți, afară, mutul, toți, cioiu, toți, toți, capul, pe toți, că n-au avea de educație financiară. Și oamenii au recunoscut peste ani, atunci nu, atunci erau șmecheri, figurani și când s-au întors, au venit și a zis, frate, n-aveam familia lângă mine, nu mai aveam mama, tata, saia, nu aveam soție, toți îmi deschideau ușa, poftiți, barosane, nu plătești nimic, ești șmecher. Ușile la mașină se deschideau așa, cine mai avea mașină, Mercedes sau BMW normal, erau numai Lamborghini, numai Aston Martin și m-a luat capul, capul la 19 ani, m-am uitat stânga, dreapta, toți ziceau să trăi. Cum a fost un argument foarte ca să discreditez cultura în ultimile zeci de ani. Nu, este informația... Și sportul. Și sportul la fel. Nu, unde mă, numai droga și beții toți. Nu, era treaba cultura. A, da, înțeleg ce zici. Ce câștigi de porc? Uite cât de repede a ajuns ăsta, mă. Da. Nu orice trebuie tradus în secunda 2 în bani. Cum se spunea despre actori, când în secunda când vrei să te faci actor și am înțeles că și acum e cam tot la fel, e moar de foame, mamă. Păi dacă tu cu asta ai plecat la drum, ce vrei să te faci în viață? Și ăla zice, bă, am 19, 18 ani, cred că pot să decid singur pentru mine. Nu aș vrea să mă fac actor. Mamă, mor, pune mâna, mamă, mor de foame. Păi ce ai făcut? Cum să, Doamne ferește, gata. Până ce să mai faci actor? Toți îi spună mord, uite, mamă. Caragiale are o, la un moment dat o amintire unul dintre amicii lui, în care într-o vară, bun, alte vremuri, alt program, alți bani. Da, să zicem 200 de lei. 200 de lei, echivalentul astăzi a aproximativ 2000 de lei. Da. Îi întreabă pe unii, toți cu cariere didactice la momentul ăla. Era vacanța de vară, zice, aveai 200 de lei, ce să facem acum? Tot în București, tot la Zăduf, tu ai 200, da, tu 200, da, tu 200, da, mai pui și o 200, 8000 de lei. Da. Vă duc o lună la Sibiu. Nu i-a dus la hotel, la oraș medieval, istorie superbă, peisaje superbe. Da. O lună stăm ca în sânul lui Avram. Și au stat patru oameni deștepți o lună la Sibiu, au vizitat, au și petrecut, că nu era interzis să o facă, da, nu trebuie. Au discutat deștept și s-au întors cu mult mai câștigați. Deci poți să faci, nu-ți trebuie averi. Ce dar tocmai îți trebuie... La noi în țară a murit cuvântul răbdare în orice domeniu. Băi, eu bag banul acum. Eu dacă am băgat banul acum, tu mâine trebuie să joci în Liga Campionilor. Și ăla vine și spune, băi, ești nebun, durează 5-6 ani, bă. Să te aștept 5-6 ani să bag bani în tine, antrenor, ca să faci tu echipă. Du-te, bă, pa. Și-au plecat. Și atunci, la nivelul de copii, de grupe și junior, care e o chestiune extrem de gravă, sunt două chestiuni. Dacă echipa este a mea și eu o managerie și eu sunt antrenor, atunci am răbdare cu copiii, dar n-am niciodată rezultate, dar există posibilitatea să cresc 2-3 care să se priceapă la sportul respectiv și alături este patronul domnul Sorin și noi doi antrenori și vine ce copiii mei, eu vă dau 30 de milioane, mult sau 40 de milioane, eu dacă nu sunt campion județean sau național într-un an de zile, a zburat și atunci pe tine și pe mine nu mă mai interesează să-i cresc pe aia, intru în vestiar închis și zic, bă, vă spar dacă nu trebuie să câștigăm și aia joacă, lovesc, dau cu tare pentru că vine titlu. Domnul Sorin, mine ce, mai ia și tu prințule în coprimă sau ceva. Și ăla când se duce după, bă, campion național, județean cu tare. Și când a ieșit la 16 ani în câmpul muncii la o echipă cu tare, nu știe nimic, nu face nimic, n-are nici școala vieții, nici nimic. Pentru că el a fost învățat ca un pitbull. De drumul! Și a dat drumul și i-a omorât pe aia pe toți. Și au câștigat titlul și are cupe acasă și cu tare. Și când iese în viața, într-un mediu din ăsta profesionist, cu domnule unde vin aia care au avut cultura fotbalistică, au învățat și hop, nu mai face față. Păi nu eram eu, spun acum, mă, n-a câștigat la Amber 11, 12, 13, 15, de ce nu mai poate acum? Pentru că el a fost obligat și supra-solicitat.
de aia la americană la vine și spune: domne, dau bursă. Și l-am întrebat pe Virgil Stănescu: băi, stai așa un pic, nu veni să-mi spui că toți jucătorii de basket din NBA au 5 masterate, 18 titluri de doctor și așa, că să vedem pe ei, cu tot respectul, că nu. Și mi-a zis: nu, dar de exemplu ăla la colegiu era ajutat. În momentul în care scârția undeva, colegiul îi punea meditator la mate, că ăla era conducătorul de joc de la basket. Și am zis: bă, nu, toți erau numai doctori docenți, că urcați într-un autocar, erau numai Einstein acolo și Edison. Și am zis: nu, dar simțea pe ăla că scârție. Și într-o zi, bă, povestea Virgil Stănescu, un an de zile, el a fost acolo să joace în NBA, a fost la poarta NBA-ului. Și am zis: când m-am întors, nu mai era conducătorul de joc. Mă, dar la mic care o ghidonează unde? Zice: n-a avut note bune, nu vine cu noi. Și am zis, ăia pierdeau meciul, neavând conducător de joc, doar pentru că ăla nu luase note bune. Și el a zis: păi ce legătură are, bă, școala cu basketul? Și a zis: ești tâmpit? Ești tâmpit? Și titlul ăsta l-am dat. Diriga mea, între a 12-a mi-a zis, diriga lui: băi, Stănescule, tu le-ai cu basketul, lasă dracu cu cartea. Așa i-a spus, lasă dracu cu cartea, că tu le-ai cu basketul. Americanul în prima zi a zis: n-ai note bune, nu prinzi echipa. Un rând, un rând, două puncte. 18 în România, lasă dracu școala că ești, dedesubt. Nu. Și a zis: trei meciuri n-a venit conducătorul de joc. Ne-a închinuit că nu avea cine să o ghidoneze. Bă, dar ăla unde e? El nu înțelegea ca român cum un colegiu, pentru că ăla n-are note, e de acord să piardă trei meciuri. Păi românul ce făcea? Dă-le dracu, bă, dă-le, de vină, bă, băiatul meu, încoa să jucăm, să câștigăm. Nu, a zis: păi ăla n-are note bune. Și ce legătură are? Sunteți nebun? Cum să n-aibă legătură? Uitați-vă la David Popovici cum vorbește, câte limbi și cum... Uitați-vă la Drăgușin, 21 de ani, trece din italiană, ceau, sopratuti și vine la ce, hello, și începe, hello, I'm nice to meet you, cu tare și așa mai departe. Alte generații, altceva. Altceva și uite-te, bă, la el, uite-te la David Popovici cum vorbește, nu cu I swim și I... Dar David. Mi David, I'm da, tu Jane, eu Tarzan. Lucrurile se pot întâmpla. Odată ce încep oamenii să afle și încep să știe, nu e nevoie nici de violență, nici de nimic. În momentul în care omul începe să te întrebe, te întreabă grupul, la clasa. Dacă tu ești un profesor prost, da, te iau elevii la întrebări. Cât îi ducem? Știu ce o să spui, că a început lumea să vină, corect, și grație podcastului, și grație publicității, și așa mai departe. Dar pune-te acum 2 ani de zile cât îți veneau. Vorbim de elevi de clasa 10-a. Da, eu nu mă pun nici peste 10 ani că vor fi lucrurile mai bine. Bun, lucrurile ești, o nișă, ești o nișă așa, bă, să te duci în cimitir să-ți vorbească Damian despre morminte. Nu veni la Damian, du-te la muzeul tehnic, nu te du la muzeul, du-te la muzeul CFR, du-te la muzeul de istoria Bucureștiului, du-te, ok, nu veni în cimitir, du-te acolo. Du-te acolo când e săptămâna, altfel o zi, două joacă fotbal în curtea școlii, da, și da. Cele... Cine e acolo să-ți explice? Există un Damian tehnic un să-ți pro... explice la muzeul tehnic? Nu. Corect. Omul de aia merge. El merge. Corect. Este unul mai prăfuit. Merge pentru Damian, este unul sictirit pentru, pentru că la are 2800. Vine la care am învățat o poveste. Da, da. Cum a fost băiatul ăla când a fost la casa lui Ceaușescu, am 1 milion de vizualizări, dar toți zic: "Bă, ăsta e copilul Iohannis", pentru că vorbește dimensionat. Corect, corect. Dimensionat o treabă. Nu mă atrage, poate eu mă uit la podcast. Bă, mulțumesc, domnul Sorin, e foarte mie mi s-a nu mă duc. Mie mi s-a servit un discurs când m-am apucat prima oară de doctorat, luasem bursă. Și am primit un discurs, nu are importanță de la cine, spunându-mi: tu trebuie să te concentrezi exclusiv pe doctorat. Bursa era vreo 2500 de lei pe lună. Că și noi ne-am sacrificat bănuți. La momentul... Bănuți, ești nebun! Că și noi ne-am sacrificat la momentul nostru, trebuie să rabzi, că în felul ăsta dobândești. Zic, nu vă sprași, ce dobândești? E tâmpit discursul că trebuie să mor de foame, dacă ești om de cultură. Exact, da. Stai cu muc de lumânare și într-un fric crunt cu într-un lighean cu apă rece. Motivul, de ce? Motivul real pentru care eu am o altă dispoziție și îți prezint că informația mea o mai țin și alții. Nu prezint da, eu ceva clar, nemaitând. Clar, motivul nu... pentru care eu am bună dispoziție, am chef de socializare și am chef de o poantă și mă prezint într-un anumit fel, este faptul că mi-am permis plăceri întotdeauna, în mare parte pe banii mei. Pentru că niciodată n-am zis: a, doar învăț. Nu, n-am bani, mă duc să fac rost. Mie mi-a dat bunicul 100 de mărci când am luat premiul întâi în clasa întâia, Dumnezeu să-l odihnească. Și mi-a zis: tată, pe ăștia ți-i dau eu ca premiu, dar pe viitor să nu uiți te premiezi tu. Ești băiat deștept? Bun. Bine, dar nu uita să te premiezi tu. Premiul întâi 100 de mărci, dacă luai premiul 2, luai 200 de mărci, nu? Fraierio. Da, 3, la 3 aveai deja 600, că luai 1, 2, 3. Drept urmare, bun, am spus în podcastul cu dumneavoastră când m-am prezentat. Da. Am făcut și chestii mai puțin corecte, îmi pare rău de ele acum, dar ideea de bază a fost: învăț, dar și fac bani. Că se poate. Da, nu, bă, e simplu. Nu te duci la actoria 10 oare, repet, că și ăla să spună: a, mor de foame. Te duci, da, să te faci actor. Puteai ca... să faci bani fără să vezi deloc? Adică pun de acum la un copil ăsta care se uite doar pe TikTok de neață până seara. El așa crede. El așa crede. Așa e învățat. Da, da, da. Și maică-sa cu taică-su și cu dirica să chine să explice: bă, nu-i așa. Ba da, mamă, cum iau? Bineînțeles că faci bani până la un punct și fără să înveți.
cât de multe bucuri de bani, nu știu. Cât de multe... menții păderi meloc din moment ce da, nu dumneavoastră ne-a spus cu mașinile parcate în fața la ASE? Da. Și părintele care poate să-i dea 10.000 de euro fetei la o dată la 3 luni și alt părinte care nu poate să-i dea un leu. Și aia arată bine, da, nu, uite. Aia arată bine din sighetul marmației, e dezvoltat armonios, cum zic eu, și a plecat direct pe videochat. Bucuriile lui Caragiale. Oamenii ăștia se bucurau pentru că știau să le guste. În momentul... erau al material. Nu erau al... Nu, da, nu materialul, erau aici, material. Aici ține de educație. Elisabeta Riza a zis, puteți să mă bateți 20 de ani, nu tor nimic. Păi mie dacă mi-a pus acum mâna la ușă acolo și o închide un pic, nu tor tot? Păi nu, stai că... nu tor tot? Bă, stai. Ușor mă, nu mi-a băsat pe mână, că zic tot. Stai un pic, aici nu vorbim de suferință. Nu! Aici vorbim de distracții. Ceea ce încercam eu să spun este că educația te face să guști plăcerile altfel, le guști mai pândelete. Corect! Cu banul se distrau, dar știau până unde. La noi se distrează de 8 ani. Nu, cu banul ai trecut repede până tot, te-ai plictisit de toate și începi să încerci chestii care sunt într-adevăr greșite, pentru că sunt duse mult în extremă. Dar de ce nu gândesc invers? Bă, uite, eu am bani la 20 de ani că sunt fotbalist și vreau să câștig cât mai mult până la 35. Am 15 ani în care trag de-mi dă sângele, fără familie, fără sau cu soția lăsat acasă, eu 12 luni în cantonament din 12 cutare. Dar la 35 de ani în cater, tata, am 40 de milioane de euro în cont. Și după aia numai Belize, numai Punta Cana și... da? Nu mai vreau să aud în România. De ce nu gândești așa? Bine. De ce încep să-i toc la 21 de ani și la 23 sunt falici? Nici aia mie nu-mi sună viață. După 35 de ani am milioane în cont, îmi permit tot confortul, dar fac ceva. Fac o școală de fotbal, rămân în activitate. Da, am un teren de fotbal și mai trebuie niște copii. Eu nu vreau să înțeleagă că laudă la adresa domnului Sorin sau ceva. Dumneavoastră nu vă permiteți mâine să închideți tot, să plecați în... mâine, acum 10 ani. Și de ce sunteți pe aici? Pentru că vreau să dau înapoi ceva societății ce mi s-a oferit mie. Așa mi-a zis Victor Hănescu întrebarea, bă, de ce te-ai mai întors din America? Pentru că vreau să dau... Hai mă, Victor, nu mă lua cu ipocrizia. Camelia Pote, Camelia, tu aveai posibilitatea să rămâi în Franța, să concurezi pentru Franța. De ce ai venit în țara cu trei bazine? Și a zis, pentru că iubesc România și vreau să dau înapoi. Idealul și al dobândirii de avere nu este am făcut averea, mă culc pe ea. Da. Și nu mă mai interesează nimic. Dar așa faci, Damian. 98%, așa. Toți câștigătorii la loto. E vreunul care n-a sfârșit nasol la noi în România? Cred că e 5-5, cred că sunt. În rest, toți rateuri. Statistica mondială, am fost la Congresul Loteriilor în Canada când era la loterie, 70% din cei care au câștigat la loto în 5 ani au devenit ori mai săraci, ori s-au sinucis, da. Ori... deci din 100 de ei, 70? Da, 70. Fai de capul nostru! Nu 7! În Europa, nu 70%. Deci, uite, tocmai ai o corelare între educație și bani. Da. Pentru că, de exemplu, în foarte multe țări europene nu-ți dă banii când ai câștigat la loto dacă n-ai 10 ore de consiliere psihologică și 10 ore de consiliere financiară. Pentru că ăla știe ce se întâmplă cu tine. Vii de la, nu știu ce, șofer sau nu știu ce, la așa și te treci cu 5 milioane de euro. Și atunci trezesc rude care te-ai auzit în viața de ele, prieteni care te-ai auzit în viața de ei și care te-ai auzit de 10 ani. Și în 2 ani ești falimentar și te sinucizi. Și ești divorțat și ești... Da. Când lui Caragiale i-a picat moștenirea de la Momulea, i-au intrat banii propriu-zis, încă ținea berăria. Și vine un confrate scriitor scăpătat la el și care ce-l întreabă probabil? Nu, Nenea Iancule, n-ai să-mi dai și mie 400 de lei la dever? El luase peste 100 de mii ca să le facem un ordine mărim. Și Nenea Iancule cam zgârcit de felul lui, n-am bre. Hai mă, Nenea Iancule, spii că ți-e atâta pleașcă și nu se bucură și prietenii tăi la dever. Asta era românul. A, hai, care băiatul cașcaval. Dar mata cum te cheamă? Că nu te-am mai văzut ultimii 10 ani pe mata. Păi să ruda ta, bă, de la Vâlcea. Sau varianta 2, nu ne-am văzut de 5 ani, dar la nuntă mă chem. Da. Da. Ce mai faci, prietenul bun? Nuntă sau botez? Și așa este și la casele mari, pentru că orice fotbalist mare o să-ți spună orice fotbalist mare că a avut 10 atârnători pe lângă, 5-10 bucăți, niște prieteni care făceau rost de costum, de telefon mobil, de gagici, de bani. Când a mai fost pe val, a zis, bă, băiatul meu s-a mutat la altă. Uite povestea lui Bănel Nicolițe, nu vorbesc la cineva. Da, da. N-am mai, a mai rămas în doi prieteni. Și cum zic toți luptătorii de MMA, Cătăline, când intru în cușcă, îi bate vestiarul plin, n-am loc. Când mănânc bătaie, sunt cu ochii umflat, maximum nevastă mea, maximum. Nimic. A zis când e vestiarul plin, vii toți, ești leu din Tarzan, ești demolatorul, bombardierul. A zis când pierd meciul și scoți un flas, nu văd nimic, am numai băiept așa, nu mai nimeni în vestiar. Eu liniște mormântală. Dacă am familie, nevastă mea, dacă nu-mi dau alea singur jos, zic, hai mă, că nu cred. Ce? Știi cum e diferența? Azi bat, peste două luni nu, e gol. Deci se lași la casă. Ca să ținem pe tema de cultură, pot să faci și astăzi. Eu pot să le dau un exemplu celor care nu urmăresc. Eu am fost de mic pasionat, cât am înțeles-o mic, după aia, de mic. Mic, când am auzit mici, sarmale. Mai aduceți-o platou de mici. Am auzit am de luat mic. Contact de mic cu oameni care știau de filozofia stoică, mi-au plăcut principiile, după aia am citit-o eu, acum recunosc, nu mai am timp să citesc aplicat pe tema asta, dar mi-am mai căutat să ascult. Și am dat din întâmplare peste University of Stoics, se cheamă.
Băieții, ce au făcut? Sunt oameni care au cursuri de filozofie, le-au spart. Vrei să vezi cum agăți o gagică potrivit unui filozof, dar cu 2500 de ani? Uite aici. Ce bună e. Vrei să vezi cum să nu fii fraierit în înțelegeri cu oamenii? Uite aici. Și oamenii au băgat chestii de self-help, să-l chema acum, pe bază de filosofie. Faci filosofie stoică aplicată. Caz concret, nu... Psihologie cu Caragiale. Vrei să știi să identifici din trei trăsături snobul? Vrei să identifici profitorul corect, din... Corect. Vrei să vezi o relație nesănătoasă după trei semnalmente? Te învață Neneancu. Corect. Și spune că nu s-ar citi. Ba da. S-ar citi, păi... Oamenii caută informația asta. Da. Sunt aviz de... Și în momentul dar care... dă-le-o pe înțelesul pietonului de pe zebră. Ăsta trebuie să fie pe frontispiciul nostru. Eu când te privesc pe tine după mine, tradu-i-o pe înțelesul ăla. Materialul ăla de popularizare s-ar găsi doar citatele astea, da? Scurt. Eu îți garantez că din aia care citesc, 20-30% se vor duce și la original. Bă, ce mișto ești aici. Ce-i mai fi scris? Că ăsta mi-a dat numai trunchiat. Da, da. Ia, hai să te văd. Mi-a scos niște pasaje, niște fragmentele. Hai să-l văd în tot. Adică dacă se pot urmări podcast-uri de 3-4 ore, în 3-4 ore un om mediu citește 100 de pagini. E în funcție și de conținut. Corect, corect. Nu poți adică să citești... în 3 podcast-uri era o carte. Da. În 3 podcasturi mari, țibulcă, măruță și nu știu și bobonete, ai fript o carte de 300 dacă de pagini. Dacă ai găsit ceva ce am pomenit noi în vreun podcast și ți-a plăcut ideea, du-te acolo, că de acum încolo am spus la da, podcastul ăla, pune bibliografia. Noi, cum și noi furăm de la alții, mi-a zis ăla de filmul cu tare, nu l-am văzut. Ia bă să văd despre, poate să-mi placă, poate să nu, gusturile nu se discută, dar mă uit la el pentru că le-a făcut reclamă. Corect. Îmi zice de albumul cu tare, n-am auzit de formația asta, dar cântă asemănător cu Depeche Mode care sunt... Și uite, e contracultură pentru că în general se face publicitate doar la produsul nou care trebuie să iasă să scoată banul. Noi facem publicitate la chestii din trecut, cărți apărute mai de mult, fel de fel. De care nu știi sau de, nu de apariții editoriale, cum se zice. Și asta voiam să fac o mențiune, că ne-au scris și la podcastul cu Caragiale, probabil că o să ne scrie și acum să punem bibliografia. Bibliografia va fi la conferință. Că eu am făcut bibliografia da. La Dă-le oamenilor că ai văzut că e treabă, vrem să știm din ce carte. Am făcut acum un an cu domnul Sorin, asta vorbeam pe drum. Mi-a părut rău după că materialul prelucrat, indiferent cât am vorbit, jumătate a rămas afară. Că era prea mult. Da, și da. De data asta la Caragiale am zis perfect. Una e o dezbatere, una e un tur și una e o conferință. Ca să le acoperi pe toate. Corect. Și la conferință adică o să la fie pe... n-ai despre ce să vorbești. O să fie pe canalul de teatru. Ar fi genial. Punem toată bibliografia la conferință. Corect. Care va fi ultima și în ordine cronologică. Am scăpat la măruță că am văzut un film, Calea Halimei, Halima Spet cu războiul din Iugoslavia. 20 de inși mi-au scris. Cum îi zice, mă, la filmul ăla, Cătăline, am plâns și așa mai. Bă, 20 de inși. Poate 20 n-au scris și s-au uitat la el și au înțeles. Ai 40 de oameni care s-au uitat la filmul ăla, care e o capodoperă. Poate sunt 60, poate sunt 80. Ok, nu mutăm lumea de mâine, nu mișcăm lumea. Gata, de mâine tot să uită numai la filme. Dar ai 40 de inși care s-au uitat la filmul ăla. Și care au văzut amănunte și au înțeles ce s-a petrecut în războiul din Iugoslavia, fosta Republica Iugoslaviei, știi? Poate unii se uită la muzeul tehnic, poate la... A venit Loreta Popa cu stod de la Muzeul Literaturii și a treia zi, a cincea zi după ce a fost dat podcastul la Vreau să știu, mi-a zis, a apărut un tată cu doi copii de mână și a întrebat unde-i doamna blondă care a fost la Oprișan. Și eu i-au zis... Cine? Doamna blondă care a fost la Oprișan. Loreta, cred că de tine. Vreau să fac un tur cu dumneavoastră la Muzeul Literaturii. Ți se face pielea și pe tine, așa? Mai există și o altă chestie și a punctat-o și Neneancu. Scriitori care nu-și vând cărțile și spun dacă în România se vinde numai literatură de 2 lei. Cu siguranță au apărut deja oameni care ce caută, mă, comentatorul ăla din Sport și groparul exact, ăla de exact, ăla de numărat cornere, să ajungă să vorbească de Caragiale și să de Cutare. Să vorbească de istorie. Prieteni, nu suntem și am spus-o de fiecare dată. Clar să fie asta. Suntem oameni pasionați de cultură care mai greșim un an, mai greșim încă nu e, da. E tradusă pe înțelesul lui băiatul de aici în față de... Azi e ziua zebrei. Azi e ziua zebrei. De dacă tot talentul meu e să ții minte chestii, să vorbesc bine, poate nu înțeleg ce am vorbit acolo. Eu le-am memorat și le-am dat. Asta e tot talentul meu, dar pot să-ți livrez mai departe și într-o formă care apare în corect, place. Corect, să nu scârție, să nu fie ca șmirghelul pe ureche. Tot părintele de Heleanu mi-a spus chestia asta, l-am mai vorbit eu de el în câteva chestii. Asta e un părinte foarte de viață, că cam un Nenea Iancu, dar în sutană. Și pe alte dimensiuni. Și el spune, eu sunt preot de nivelul 1. Cu mine te vezi când ești mechiaraș, cu înjurături, cu berică, cu preot cutare. Preot de nivelul 1. Eu te iau de la 0 până la 1. Vrei mai sus? Te duci la alții. Da.
dar eu sunt ăla bun să începi cu mine, că dacă te-ai lovit direct de, duhovnic, de... E nu stau un călugăr, de gata. Îți dă acatiste de alea, că nu mai te gata. Trebuie în spate vreo 2 ani de zi. Mergi, e boss. Dar nu te duci, între ăla nu există dialog. Da, da, da. Nu zic că n-or fi existând călugări care sunt la fel de aplicați, dar în general la mari duhovnici este fiule, dar du-te bă. Da, când te-a luat, eu ce te-a pasă? La mine prima replică în facultatea de teologie, trecusem deja prin seminar, dar am fost mai profan. La mine prima replică a fost du-te dracului. Că am intrat și mi-a venit unul, Doamne ajută, frate, Dumnezeu, du-te pe dracului de aici. Spurcat. Mie nu mi-a picat, nu era stilul meu. Pe când cu părintele ăsta am discutat chestii de teologie și chestii serioase. Nu am curcat cu nimic, că era și o glumă și era și o pahar de băutură pe masă. De ce ar încurca? Dar asta, ai nevoie de toate treptele astea de oameni. Nu e cultură numai în forul de sus. Ca să poți să ajuți pe un om care vine la tine, că ești preot, că ești, nu știu, abar n-am orice profesor, trebuie să te cobori un pic. Clar, să ieși de la tine. Dacă rămâi în bula ta și nu înțelege nimic. Și nici nu l-a ajuns cu nimic. Ăla stă o oră, te ascultă, mamă, și bă, ce-ai înțeles? Da, nimic, zero. Dar am fost la, părinte, bă. Lasă-mă, ce-ai înțeles? Și din, din rolul ăsta, de fapt, exact. Ăsta de nivelul 1 e recoltatorul. Că dacă nu-i aduce el, ăia mai sus n-au ce face. Corect. Normal că trebuie să fie și sus unul care să dea ora exact. Obligatoriu. Dar de la nivelul 2. Liceu, după aia ai doctorat. Și eu n-am făcut niciodată un secret. Eu sunt admirator al domnului Pleșu forever. Domnul Pleșu poate să vorbească foarte mișto și pentru nivelul 1. El nefiind nici pe departe nivelul 1. El undeva sus, dar în momentul când începe asta să vorbească... Asta e o șmecherie. E o... Apropo, este probabil cel mai avizat admirator în viața lui Caragiale. Domnul Pleșu are o chestie pe YouTube. Te învață Caragiale cum să agăți. Cum să-ți faci relație mișto. Deci iată că e trecut în modernist, n-a rămas. Da. E trunchiat, e adevărat, dintr-un discurs al domniei sale. Nu spun ce, tocmai ca să fie că mai bine Brav. Decât domnul Pleșu... Bagă la bibliografie. Dar asta, despre Caragiale și partenera ideală, sau așa se cheamă, e trunchiat? Găsești, vorbește domnul Pleșu despre filozofia lui Caragiale de relații. Foarte tare. Super. Cea mai aplicată, cred că mai bine decât cum să-ți găsești relația perfectă pentru în viziunea lui Caragiale, nu avem cum să. Era Tinder pe vremea lui Caragiale. Da. Nici n-aveau nevoie. Ieșeau la cap și în față. La ei Tinderul era cap. Deci ați amista. Hop. Iancule, iar te dai la mine. Și săptămâna trecută, nenorocitul, ai făcut la fel. Nu era Tinder, erau scrisori, deci asta tu trebuia să lucrai în orb, practic. Până îți venea înapoi, așteptai, salivai. Venea cu și dacă și poate dar și... Dar ce emoție aveai? Da, când desfăceai, zi, acum îți dă... Cf, n, b, s, t, m, t, a, s, n... Sau mai drăguț emoticoane, ca să nu mai... Da, eu, nu mă o ții numai în gulii de alea galbene. Când venea, uite, domnule, scrisoare. De la cine? Mirosea, era dată cu parfum. O tăiai cu ăla, haos. Să nu cumva să tai foc, te făceai cu... Mai scapă o chestie. Toată treaba aia, eu nu spun că e obligatoriu. Domnul Daci Mihăilescu are o carte despre Caragiale, se cheamă Caligrafia plăcerii, unde există și pe treaba asta. Omul când caligrafia îți arăta interesul lui față de tine. Făcea câu ăla sau ăla îi lua un minut. Că la un moment dat asta, cultura banului, ți-am luat azi ceva de 1000, mâine de 2, poi mâine de 3. La un moment dat mă voi plafona, nimic nu o să mă mai încânte. Da, 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 nimic da. Nu valorează mai frumos în privința... Respectul față de persoana cu exact. Care comunici. Exact. Eu dacă îmi scrie unul NB, nici nu-i răspund, că, bă, dar nu poți să scrii tu noapte. Și am, eu am o întrebare, ce faci cu timpul ăla liber care ți-a rămas de la ce faci, ce ai scris CF? Eu de Crăciun. Cu E-ul ăla ce-ai făcut, de la ce? De Crăciun când primesc alea, flash-urile alea și... Brăduții ăia făcut. Scrie sus, forward, adică redirecționat, da. Scrii tu, la mulți ani, Sorinei, de 10 ori mai interesat. Da. Și, bă, zic, te-ai gândit la mine, mi-ai scris numele, Eu am spus-o... Când va trece noaptea peste chipul tău, să-ți aduce aminte. Am spus-o sincer de mai multe ori. Brăduție aia. Mesajul pot să fie trecuinte, pot să-mi scrii polilogie să nu-mi placă, dacă este Damian în urarea aia, exact, da, ți-am răspuns. Da, da, înseamnă că mi-ai trimis-o, către mine. Mai ales dacă ai dat și un telefon, înseamnă că te-ai dus și mai departe. Eu am pățit și fericită de aia, de ziua Crăciunului să mă aducă nu știu ce și la sfârșit la mulți ani Basile, pe mine o cheamă Sorina. Da, adică bă, nici măcar... Tu schimbă-i numele acolo, dă-i acolo, păi editare și pune Sorin, nu Basile, că nu mă cheamă Basile, știi? Asta, deci tot treabă de educație și de a aprecia... Am pățit și eu așa, eram...
în Tenerife și vrea ceva sărbători, aveam, chiar vorbeam la birou cu, cu fetele, cu astea și eram foarte conținat și în timpul ăsta primeam și mesaje. Mai răspundeam la ele, la un moment dat mi-am dat seama că am greșit cu trimit și zic eu, la mulți ani, Domnul Sorin, să trăiască familia și zic, ok. Și dau drumul la mesaj, ok, știi? Cred că s-a uitat omul la ok, frate. Ok, deci l-a primit sau cum? L-a deschis? S-a livrat? Ca Stalin cu Hristos a înviat. Vine Stalin la Kremlin și na, rușii din obișnuință, portarul Hristos a înviat. Iosif Vissarionov, bine. Angie și menajera tot așa, bă, Hristos a înviat, Iosif. La care Stalin, mulțumesc că am fost informat deja. da, deja știu, zice, stați liniștiți, dacă știu deja. Da, astea sunt obișnuințe. Da. Și asta, un cadou, ar trebui să ne revină chestia asta în memorie. Degeaba a dat 2000 de lei, așa, fâști pe un cadou, față de ăla care a stat câteva ore să-ți facă un cadou. Corect, și să... Corect, da. Așa este. A depus efort și... Nu valorează nimic mai mult decât atenția pe care ți-o acordă un om. Asta, faptul că Nenea Iancu, scrisoare personală, el, marele scriitor Caragiale, și simplu te pup, Caragiale, și ar fi fost... Sau cum semna acolo, da. Omul rupea 7-8 file de ilustrată de scrisoare până când îi plăcea lui mesajul pe care l-a pus omul acolo. Respect față de cel pe care i-ai tramitat. Altceva. Că băi, ești... Asta, lui Barbu de la Vrancea i-a făcut o chestie, l-am dat să arate prietenia, ăla venea cu trenul de la București la Berlin și Caragiale a luat mersul trenului, a văzut când face haltă trenul în toate gările din Germania și în fiecare gară i-a venit agentul poștal lui Barbu cu telegramă. Băi, băiatule. Ist jemand Herr Barbu hier? Ja, von Herr Caragiale. Și în fiecare era un mesaj scurt. Imens. Trăiești, deci programat, să trăiești 4 ani. Programat pe ora, trăiești, bine, vorbind de trenurile germane. Da, care n-aveau întârziere, intrau ceas. Cred că mai este o paia cu diferențele culturale. Germania a întârziat trenul 5 minute. România a venit trenul la timp. Da. Ucraina a venit trenul. Namibia, un tren. Da. Corect. Diferențe culturale. Corect, corect. Dar asta, există atâtea lucruri pe care ți le poate înfrumuseța cultura în viață. Odată ce cultura înseamnă multe chestii, înseamnă să ai știință de ceva, de fapt, să fii pasionat, să știi. Să-ți placă ceva. Îți umple viața, nu înseamnă că trebuie să fii sărac, dar și dacă ai ghinionul să fii la un moment dat, dacă ai ceva în cap, tot e mai ușor de îndurat sărăcia, că dacă n-ai nimic în cap, singurul tău punct de atenție este sărăcia aia în care te afli. Corect. Și ajungi să dai în depresie. Corect. Pe când Alexandru Paleologu în pușcărie, zice, așa liniștit am fost în pușcărie, zice, știam că nu mai am nimic de făcut decât să mă simt bine. Ce puteți mai încerci? N-am ce să lucrez aici, corect, n-am ce să progresez, sunt la fundul sacului, hai, corect, să ne distrăm. Corect. Cine ar putea să spună cu pușcăria închisă în urma ta? Unde te gata, băi, te lua, acum e cazul să ne gândim la filozofie. De ce? Păi altceva ce se face? Între patru perești și un pat, un țambal. Corect. Aia, nu mă urc pe perez, nu mă apucă depresia. Da. Și vis-a-vis de Nenea Iancu, e citatul din Alexandru Paleologu. Dar Alexandru Paleologu este unul dintre cei mai mari admiratori morți. Da, al lui Caragiale. Caragiale. Vis-a-vis de, eu cred că de acolo și-a inspirat. Deci, omul râzător, omul care râde, este omul superior care domină lumea și viața. Ăsta ar fi... Bă, la care cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs, a știut el ce. Cea mai irosită. Normal. A știut el ce a spus și a spus-o la 1600 și un picuț. Treci râzând, nu la modul psihotic. Da. Nu, normal. Din orice și din orice să râdem, scădem pe scări, dar... Propriile mele slăbiciuni fizice, la un moment dat îmi pot fi de râs. Unde eram, mă? Parcă aveam ceva mai jos de burtă. Tot îi dau cu boiler, cu un sac de ceresit, CM25, pe care îl pun pe burtă. Scuzați-mă, la mine, vă rog frumos, treceți pe cant, că dacă încercați să mă ocoliți, durează. Treceți prin mine, nu mă ocoliți. Toate chestiile dintre astea. Vai de capul meu, am început să înțărunțesc, m-a liniștit, chelesc. Eu și ardeiul gras, ne-am plâns vreodată că suntem grași? Am văzut vreodată vreun ardei gras care să căchele slim? Nu, bă, ardeiul gras e gras. Ce ai să spun, ardeiul gras? Păi toate mișcările astea acum n-ar fi făcut gât? Bă, ia să zice ce-mi ardei verde, mă, sau ardei roșu? E ardei gras. Sau este același părinte de Heleanu, asta e treabă în particular, dar știu că nu s-ar supăra dacă ai spune. Ce? E foarte important în viață să ai simțul umorului. Eu de la o vârstă încoace mă duc la baie dezbrăcat, mă uit în oglindă, mă uit în jos, mă umflă râsul. Corect. Vine nevastă mea, să uită și ea, râde. Mă și eu ăsta podcastul, că... Păi nu, oricum cred că mai bine decât am fixat-o acum cu omul râzător este omul superior.
să trăiască Nenea Iancu, că asta ne-a învățat în definitiv. Nu vă faceți că nu există imperfecțiuni, nu vă faceți că nu există defecte. Luați-le în ironie, în zeflemea. Și eu n-am apucat să spun chestia asta cât ați fost dumneavoastră un pic lipsă de la masă, l-am întrebat pe stimabilul. De ce l-a descoperit? Poți să ne spui. E o proză. Și asta. Dar nu asta era vorba. Ne-ați auzit? Bă, ai zis că ai chis astea. Păcat că e ultima dată, că era foarte frumos. Nu mai face de boi, bine? L-am întrebat care a fost importanța lui, cum l-a descoperit el pe Caragiale și vreau să cum l-am descoperit eu. Eu fiind... Vă ascult, dar iertați-mă, doar pun posteșul ăsta cu podcastul. Eu fiind genul de băiat la... tocilar pe care l-a oferit... Ce să fac? Ce să fac? Ce a făcut? Eu am fost ferit de multe ori de bullying datorită dimensiunilor, doar că verbal cel puțin mi-o cam luam, că nu știam să răspund. La Caragiale am găsit pentru prima oară cultura care... ripostează, dar nu ripostează bădărănește cu parul peste gură. La mod inteligent, la mod intelectual. Ripostează deștept. E, bibicule... Da. A, unde fugi, Costică? Stai și răspunde. L-a luat pe Dobrogeanu Ghera, l-a tocat o oră pe economia socialistă. Dobrogeanu Ghera, e așa îmi trebuie dacă m-am pus la masă cu Ageami și dă să scoale. La care Caragiale, Costică, unde fugi? Stai acile și răspunde, tată. Unde pleci, tată? Unde? Da. Deci pentru asta înseamnă în trafic, de exemplu, asta, replica celebră a Ardeleanului, când trecând pe tren cu mare cu tare, o doamnă, unde împinge așa animalele? No, ce, că tu ai fi vreo plantă? Zice că a murit ăla în tren cu Ardeleanu și îl întrevine pe vremea lui Ceaușescu să face Ardeleanu școală. Ăla mort întins acolo și zice, bă, tu ai fost cu el aici, eu. Și n-a schițat nimic, a murit așa dintr-o dată. Bă, a murit dintr-o dată, dar a zis și el ceva, a gemut, dar n-a gemut. Dar n-a făcut nimic, a vorbit ceva. Păi zi, dracule, dată ce a vorbit, să vedem ce a murit. La un moment dat așa a dus mâna la gât și a zis, ce a zis, zi? A zis, nu mi-e bine. Nu mi-e bine. Și tu ce ai făcut? Ai lăsat-o să moară? Nu. Eu calm mi-am zis, dar păi cui e bine pe vremurile astea? Sau o treabă tot de ironie, el ar fi un banc de ochiat, dar nu mai înțelege, mare parte din lume nu mai înțelege limbajul. Un grasca, nu dăm nume, nu, un, hai să nu ne luăm un autobuz, de, da? Și o doamnă încercând să treacă pe lângă el, nu putea și, au luat butoiule că n-am loc de tine. Ei, cu coana te pomenești că n-ai loc de cep. Oh. Bun. Dar asta înseamnă ironia, da? Da. Educată. Da? Nu înseamnă să încasezi ca prostul, nu asta înseamnă să fii civilizat. Corect. Să dai un cap în gură la cu coada aia care te-a șignit. Înseamnă să știi să răspunzi în dreptul tău. Normal. Am vorbit de Caragiale. În momentul când se prindea că nu e în chestie, asculta și pe alții. Dar în momentul când se știa în chestie și se simțea călcat pe bombeie, e, atunci să te ferească Dumnezeu să intri în gura lui Neagă. Cam despre asta e vorba, să poți să răspunzi civilizat. E drept, cer un pic de efort intelectual. Să te transpui calm în situația aia, să-ți dai seama, bă, cum răspund eu acum, stăpân pe mine, că asta înseamnă, asta e cheia fericirii. Sunt stăpân pe mine. Că atunci când ai pus, ăla când s-a, Edmondo de Amicis cu ore și cu zile, cum zic eu, Edmondo de Amicis a spus așa, domnule, poți să te descurci în viață indiferent de unde te-ai născut, dar este esențial în momentul în care te-au adus părinții acasă de la maternitate, dacă ai văzut sau nu o bibliotecă în sufragerie. A zis, poți să te naști și la țară, Doamne ferește, adică să nu ai condiții și să poți să răzbești în viață. N-a zis nimeni. Dar ești mult mai ajutat de faptul, logică, hiperbolă, știi? Când a dat Mike Tuck tu ușa și te-au crezut așa, hop, tu când ți-ai țintit privirea, ai văzut o bibliotecă. Ai mai multe șanse în viață. De ce n-a zis dacă ai văzut un butoi de vin sau un aragaz cu cârnăciori? E ceea ce spunea Mateiu Caragiale la tata, toate se măsoară cu prostometru. Bă, nu fi prost, mă exact. Mateiule, mă, nu fi prost, mă. La noi s-a transformat. Dacă și prostul ăla de la scara B a reușit... Ăsta e al meu? Scuze, a început ăsta, da. A pornit, da. Zice, bă, dacă și prostul ăla de la scara B a luat, înseamnă că e și tu bacul, mă. Normal. Deci îți dădea o... Da, nu asta era ideea. Da, dar... îți dădea o forță de nemune. Bă, dacă toți proștii din bloc au luat, lasă-mă că e și tu bacul. Îți crea o stare de bine, așa de... Vrei să dai mâine bacul. Nu, că de urâtă e frumoasă proasta dracului. Da. Nea domnul Victor Ebrenciuc în Balanța. Dă bine, de rău român o duce bine. Asta dă bine, de rău, părinte, român o duce bine. Asta, dincolo de toate tiparele de discurs, e nevoie și de inteligență. Și e nevoie și de inteligență argumentată.
Da, știi, noi ar trebui să fim mândri la fără ipocrizie, fără nimic. Ba, așa cum toată lumea ce, domne, Molière e prezent și acum și ăla a scris la 1600. Păi omul din imagine ce e? Tache Ionescu, i-a spus Molière al României. Păi, ia uite, da, nu știam. Da, da, da. Da? Ăla Molière, bă, geniu ăla, bă, stătea și vedea și cu tare, cu avarul, cu ăia care își lupeau, deci mă... Nentu, are 150 de ani. 150 de ani. Nu putem să ridicăm îndemnul fiți noul Nenea Iancu. Nu, o să spună posteritatea dacă o să se ridice cineva. Dar anumite lucruri ale lui sunt accesibile. Și orice copil se poate uita la două lozuri, două loturi, două nu știu ce, cu birlic dându-se pe lustre. De ce? Adică ce motiv ar avea un copil să nu se... Să uite la fier pe fier, la roboți, la Terminator 18, la ăsta... Nu-i pe fier pe fier orice film acum. Pe cromă, doi actori în fața unui cerșaf și pune... Numai așa e tot, fier pe fier, la Captain America, Captain Soldier, nu știu ce cutare. De ce să nu te uiți la un bilic? Just. De ce? În rest toate sunt numai... Gratis, mamă, soacră. De câte ori merge acasă, se întreabă soacră, câte dacă trine pe ceasă. E gratis, da. Dă o trebuie de bască. Avantajul la Caragiale... Măi, nu ți-a zis să iei de la ăla mai de jos? În toată treaba ai câteva cuvinte pe care le vei căuta în dicționar și oricum le prinzi din context. N-ai înțeles cuvântul, dar ai înțeles sensul frazei. Da, da. Tocmai pentru că toată arta lui a fost să-ți vorbească pe înțeles. Și acolo, pardon, tot vampir vă zicea. Adică eu îi spun domnul Sorin, băi, vampirile, și după aia îmi dau seama că, bă, stai puțin, că ne desparte ceva. Și o suces, domnul Sorin, și acolo, pardon, tot vampir vă zicea. Adică, băi, l-aveai de la mine. Ei, am dat-o și stai să nu zic omul, ce faci, mă, mă faci acum de față? Stai ușor, ăia ziceau așa. Și acolo, mă iertați, tot vampir vă zicea. Și doi la mână, în afară de chestiuni de detaliu, de vestimentație, de... E tipar uman, e identic. Da. Adică identifici situația. Cred că avem și o problemă de societate dacă noi 150 de ani. Nu, așa e peste tot. Nu, snobi sunt peste tot, da. Țoapes peste tot. Da. Adică nu e o problemă că nu s-a schimbat societatea în 150 de ani. Caragiale a vorbit pe limba românului. El a scos mahalagiul român, țoapa română, dar ei sunt caractere universale. Îi cheamă altfel, au niște specificități de caracter în funcție zonal. Da. Ce, în America n-au Karen în loc de țoapă? Da, e termenul Karen la general. A, da. E același lucru. Da. Mahalagioica de la noi... Ăla Cervantes n-avea mușterii lui la 1605? Cu 200 și ceva de ani înainte al lui Conu Iangu, lui Nenea Iangu. Și avea mușterii lui. Ăla se bătea cu morile de vânt. Ei, ăla se bătea la 1605 cu morile de vânt. Și vis-a-vis de noi... Și zicea cinstite Sancho, viteazule Sancho, ei se băteau... Băi, viteazule. Noi pornim de la Nenea Iancu, dar nu încercăm să facem o discuție din ăsta patriotar, că doar al nostru-i bun. Nu! Sunt moraliști și oameni fini în toate literaturile. Au... Nenea Iancu e mai încoace, e mai lângă noi, fiindcă mai prezintă... mai târziu decât niciodată. Nu, prezintă chestii cu specificul nostru, le înțelegi mai repede pe ale lui, român fiind. Nenea Iancu, eu sunt convins că poate fi savuros și pentru străini. N-am încercat noi să-i popularizăm opera. Corect, corect. Corect. Câte să fie trecute coane, Sorine? Ce? Ceasurile, nu câte să... Și așa, de concluzie de final, la câte de ori jucate și ecranizate piesele lui Nenea Iancu, dau un film despre viața lui Nenea Iancu, pe când? Păi noi n-avem despre Eminescu un film. Unde ai tu film despre Eminescu? Dar noi să vă fac filme cu înjurături, cu atât. Drogați, cu curve. La Nenea Iancu găsești și înjurături, găsești și băutură. Da, dar la modul decent și finuț. Nu. Și te împunge, te împungea finuț, nu când se dă la jos de mașină și închide ușa, suduie. Normal. Da. Am început cu Nenea Iancu, am terminat cu Nenea Iancu, nu? Păi cum a zis, e prezent de la mici, bere, țapi și așa mai departe, până la tot ce înseamnă societate. Și o să continuăm cu Nenea Iancu și la conferință, la alegeri de Caragiale. O să aflăm cum era Nenea Iancu caracterul intim, omul Caragiale. O să aflăm cum vedea Caragiale arta și mai mult decât orice important în anul ăsta, cum vedea Caragiale politica. Și în drumul spre munte. Când o să fie conferința? Duminica are loc propriu zis și ulterior va fi difuzată. Mai e bilete, pe, ceva? E sold out, îmi pare rău, de două săptămâni. Da, poate să facă ceva pe drumul ăsta. Dar ce număr e sala, mă? Câte locuri sunt acolo? Că nu e a mea sala, să spun. Ce număr e sala? Nu știu să altă sală, dar... Dar ia, bă, tu stai la Palatului dacă ești mecher. E păcat dacă ai sold out de două săptămâni. E păcat să nu faci undeva într-un spațiu. Câte locuri ai acolo? 70. Și nu faci într-un loc 150, de exemplu, sau cu 200. E de discutat. Nu, pe cuvânt, adică e păcat, adică dacă tot vorbești acolo și de două săptămâni sold out, corect, preveneau cel puțin 150 de oameni. Și adică... în drumul spre munte, că mai e schi, mai e ce mai aveți acum acolo, ploiești, îi dați pe goagle, o oră vă ia. Muzeul are 5 încăperi.
Muzeul Ion Luca Caragiale din Ploiești. Două doamne acolo, sau puteți să dați pe Google, că cred că majoritatea sunt la un click distant. Chirianulea, două loturi, telegrame, toate au toate, o pagină, două, trei. Toate. Nu-i multă lectură. Și sunt ecranizări, mai mișto. Mai mișto, te uiți la Birlic, la tot ce... Dar poate zici că, domne, e imaginea învechită în film. Deci știi că mai sunt actori acum ca Birlic, la nivelul lui Birlic, în ziua de azi? Pentru că ei, murind de foame, nu se mai pot concentra pe același rol. Ăla juca 4 ani de zile un rol. El acum trebuie să ducă să pună voce la teatru, la teatru de copii, să pună voce pe un film Frozen, să se ducă colo, să facă reclame, medicamentele și așa mai departe. Și nu mai are timp să se concentreze doar pe treaba aia. Birlic stătea 13 ore pe zi pentru un rol. 13! Mamă. 13! Și el nu avea YouTube-uri să se uite la 1960 după ce se uita. El avea o carte unde ăsta scrisese. Unde avea el indicațiile regizorale? Aveam un regizor corect care îi spunea, dar nu putea 13 ore ca să-și intre în rol, să facă ticul cu pălăria, să facă, să uita la lui de Funes, nu știu la cine să uita pe vremea aia, nu? În ziua de astăzi, în general, nu se uitau, își studiau personajul, da. Adaptau descrierea la caracterul lor. Cum ni s-a spus nouă la radio, și e o chestiune extrem de deșteaptă, bă, tu vorbești cu unii pe care nu-i vezi. Desenează-ți un om la 32 de ani și pune-l în față, cu ăla vorbește, ăla-i ținta ta. Ținta Kiss FM este omul de 32 de ani, tu nu-l vezi niciodată. Eu nu știu cât are ăla. Fă-ți un om, dă pe Google om 32 de ani și fă-ți un carton. Și de fiecare dată când dai bună dimineața, deșteaptă, rău, bună hop, eu cu ăsta vorbesc. Că mă duc 3 ani stânga, 3 ani dreapta, 5 ani dreapta, ăla al meu e 32. Ce muzică ascultă ăla? Ce face ăla? E căsătorit? Are copii? Ce probleme are? Unde lucrează? Are deja experiență la 32 de ani? Poate interesant. Nu e deșteaptă treaba? La televizor? E paleta uriașă, largă, să uite și de la ăla cu barba sură până la ăla cu țâța în gură. Poate să uite și una la o doamnă la 80 de ani și una. La radio nu e așa, nu poți să dai muzică să satisfaci pe toți, pe la de 16 și pe aia de 80 de ani. Aia de 80 de ani e cu Julio Iglesias, nu poți să-i dai la 16 ani. Cei mulți îi dai pe fiul său, Enrique. Dacă îi dai Enrique, nu-i mai place doamnei. Și atunci tu l-ai pe la de 32 de ani. Mă duc stânga-dreapta, că n-am numai pe ei așa ochi de cal. Dar uite-l în față, desenat. Media și îl zic bună, opul, vă pe băiatul. Așa și ăștia își desenau, își făceau ceva în cap. Cum să faci 13 ore? Dar o iei razna. Dacă ai făcut 2 săptămâni, ori 13 ore pe zi, păi ai... Nu, nu iei razna dacă ești pasionat, da. Și vrei să duci în perfecțiune. Ei nu auzeau niciunul. La ei veneau Lucia Sturza, Bulan, Dragutare. Ei nu auzeau niciunul. Actor? Mor de foame, mă. Ce vrei, mamă, să te faci actor? Nu! Mor de foame. Păi ăla să mai duce să mai dea examen dacă are 18 ani și este din Vaslui și este cel mai talentat copil din Vaslui și aude că spune mama, dacă te duci la București mor de foame, din cât o să trăiești în zacusca mea? Până îți dau eu zacuscă, nu te ia nimeni acolo, că nu te așteaptă, că acolo îți rechin, sunt cotat. Păi ăla ce nu mai bine rămân, mă, inginer electronic la fabrica nu știu care din Vaslui? Unde să mă duc la București să mor? Cred că nici discursul ăsta nu mai e valabil cu fabrica din Vaslui. Nici măcar, că nu mai există nicio fabrică. Și atunci ăla nu mai vine și poate se pierde un talent uriaș. Adică, țineți minte că cred că am mai povestit-o când Bibanul Dumnezeu să lepte a zis, frate, nu mă completam doar cu salariul de la teatru, nu mă completam și făceam niște, nu șpăguțe, că era muncă la TVR. Și le-am zis sălora, am repetiție cu ea mare actor și TVR-ul a zis, să spunem o mașină, domnul Rădulescu. M-am dus la TVR, am făcut aia mea, tăia o mașină, marș mă de aici că ai 20 de ani, vrei să dăm o mașină. Și zice, am plecat alergând la Teatrul Național, normal că am întârziat. Când am intrat, zice Sica Alexandrescu, regizorul, și mi-a zis, nenorocitule, 3 minute nu s-a repetat. Nesi, uite-te la tine ce fac, că Bibanu avea părul lung ca Eminescu. Uite-te la tine, pletos, jerpelit. Zice, era jerpelit, că alergasem 40 de minute să... Marile, mari artiști emeriți, etiști ai poporului, Sandu Giugaru, Birlic, nenorocitule, te așteaptă doamna Carmen Stănescu, nesimțitule. Bă, zice, nu apucam când să-i zic că... Nu respira. M-a făcut 3 minute. Ai venit, uite cum miroși tot a transpirație la repetiție. Stau toți oamenii ăștia. Și ce mi-a venit o idee genială în cap. Am zis, vin de la spital, am cavernă. Aoleu, de ce n-ai spus? Zice, treci imediat. A venit doamna Stănescu, a zis, am un doctor de tuberculoză, de TBC, de ce ai tu, de cutare, nu? Am cavernă. Iartă-ne pe noi, zice, că n-am știut. Și nu... Mi-era, zice, jenă că mințisem. Și nu... Dar m-au iertat toți. Am cavernă. Viu de la spital, am cavernă. Vai, Bibanule, iartă-ne, dem că am tras în tine, suntem niște nenorociți, niște gutari. Geniile. Altul ce făcea? Să pierdea, era dat afară de la Teatrul Național azi. Și nu mai auzea nimeni, nu mai știa nimeni. Dar să pierdea la Teatrul Național din Alexandria, doamne. Uite, dacă vă întrebați vreodată la ce folosește să ai și ceva în cap. Exact, am cavernă. Bă, în secunda aia, zice ăla, trăgea în mine precum Catiușa. Tiu, tiu, tiu. Și erau, ia uite așa, se uitau toți la mine. Adică, bă, băiete, chiar nu mai ai respect, mă, ești ultima Gioromeadă în cartier. Uite-te la părul tău, năclei. Zice, era năclei că alergasem și curgea apelii pe mine să ajung la repetiție. N-am potrivit-o.
Ne-ai simțit, am cavernă, viu de la spital. Se pare că există un dialog telefonic între Caragiale și Barbu de la Vrancea. Caragiale sună acasă, Caragiale aici, dați-mi-l pe domnul Barbu. Domnul Barbu nu poate să vină, care temperatură? Ia o scoană, ai temperatură, zi să-mi dai și mie, că eu n-am niciun grad. Aoleu! Deși dumneavoastră stătea tot în militar, n-avea căldură? Tot în militar la mine? N-am niciun grad. Aaa! Mă gândeam că centrală termică, corect? Da? N-am niciun grad. O convorbire telefonică, oricum, puteți fi o glumă. Cum am văzut, nu e a mea, am găsit-o și eu pe la oamenii ăștia șmecheri, puneți mâna și citiți, că unii citesc ca să doarmă și unii citesc ca să se trezească. Și ca să doarmă citește. Citește, exact, să scadă aia pe cap. Uite așa, să scadă. Exact, da. Să scadă aia pe cap și a doua zi dimineață sau când e, când te trezești tu să faci pipi sau să bei apă, exact, să o găsești lângă tine. Citește, să zic, te vei trezi peste timp tot citind într-o conversație că îți vin niște cuvinte de undeva. Exact, și văd, e brav, cea mai deșteaptă treabă pe seara asta. Bă, de unde îmi vin astea? Uite de aici, de undeva, nu le văd. Și când zic, hop, ți-a intrat cuvințelul cararebus, ca la cuvântul crucișat. Citește orice. Ai reușit să te scoți dintr-o frază. Uite-le aici, PDF. Domnule, ce cărți recomandați? Da, exact. Popă, da, mă, cine mai trebuie. Exact, exact, cu aia. Ai închis. Ai închis cu ăla. Pune mâna și citește orice. Orice. Și o cronică de meș citește. Citește o cronică de meș care la două... Are la două expresii, stătea fundașul pe călcâie, cum stă ospătarul sau ceva, știi? Tot înveți ceva. Normal. Tot înveți. Denotat faptul că asta, afirmația lui Eminescu, nu e carte să înveți ca viața să aibă sens, este făcută într-o vreme când toți citeau. Și ce citeau? A nu se lua oamenii, în calcul astăzi. Oamenii citeau din franceză direct, n-aveau nevoie de Google Translate și de AI să pună așa pe deasupra, citeau direct. Hap, frumos. Nu, da. Acum ai eu ăsta, ai o carte în format digital pe internet și pur și simplu ea îți citește ca și da, un audiobook, nici măcar nu mai citești, adică îi dai la AI și aia îți citește. Mă uitam la Christopher Waltz, la actorul ăla, da? Actor născut în Austria, ok, trăit în Germania, dar el la... Mă gândeam, bă, ce a făcut educația și cultura, toți sunt șmecheri la Hollywood, toți sunt Dumnezei, că în film cu Brad Pitt e la fel de greu, cu Leo DiCaprio e la fel de greu. Numai că omul vorbește în germană de te adoarme, vorbește engleză de te adoarme, italiană de te adoarme, franceză de te adoarme, se vede pe el, nu e dublat, nu e subtitrat, nu e nimic. E altceva în plus, ăla când vine Tarantino și zice, îi dau rolul, bă, ăsta fac orice din el. Că acolo are de spus 10 replici în italiană, păi l-am adus pe nea Cristof. Are de citit în franceză un text, l-am adus. Mă uitam la el, natural, totul. Nu e forțat, nu e... Și se aude unul în spate cum citește el. Toți sunt șmecheri la Hollywood, numai că unul știe 5 limbi străine. Știi? E ca bancul cu bula. Am fost la școală și am învățat asta toate tâmpenile. Când a domnit ăla Ștefan, ce mai niște cretini. De ce mă cretin vorbește așa, zice tatăl? De ce? Mă, ce întrebi, bă, tata asta? Mă duc, era, zice, pe vremea aia, internet, cafe, intru acolo, Ștefan cel Mare, 1400. Mă zice, da mă, boule, dar în timpul ăsta vine cineva și o vrăjește pe prietena ta cât intri tu la cafenea să vezi. Din grupul vouă, știi? Da? Și zice, tot cine tot mă să vină? Ce tot un bou ca tine, dacă are laptop? Așa. Are net pe telefonul mobil. Un bou la fel ca tine. Numai că băiatul are laptop. Știi? Cine să-mi o fure, mă? Ce? Știi? Că așa orice put. Dar de ce trebuie să ne uităm la ăia trei, mă? Ăia doi papagali și cu nea Sorin. Că ne uităm pe laptop. Asta încă o dată. Dincolo de vrăjeala propriu-zisă, care poate fi făcută adevărat și fără carte, e mai interesant cu carte, că ai mai multe replici la dispoziție. Dragostea, relația nu ține doar în vrăjeală. Nu poți să o ții 3 ani numai în vrăjeli. Da, dar dacă nu vei găsi cu ce să umpli timpul ăla. Da, am stat la masă cu niște interlop și băieții ăia cu școala vieții, doar în momentul în care încep să vorbești și le vorbești pe limba lor, uite așa rămân. Ăia care ce, băi, vrei să-ți dăm un pumn în cap cu Eminescu, tot vrei să-ți dăm cu sticla, să-i vezi cum rămân. Băi, interlop din ăia, adică după o repriză cruntă de manele și de nu pe nu știu ce, când încep să le vorbești despre cutare, cutare și cutare, nu-și iau notițe pe șervețel. Da. Le-ai captat atenția. Bă, ălora care sunt cu singur între patru pereți pe mână. Nu, da, e o treabă umană. Ție creierașul tău îți spune singur, eu pot mai mult decât da, faci da, dă-mi, da, dă-mi. Ori să-mi iau eu singur să citesc, ori să stau lângă unii care dă-mi, că eu absorb ca burețelul. Și exact cum spuneai tu, îmi vin aici niște cuvinte peste 6 luni. Să mă arăt asta dacă știam că le-am în vocabular. Da. Pentru că le-am auzit de ăla, m-am dus acasă, am văzut ce înseamnă. Da. Și... Vei fi mândru la o întâlnire. O dată dacă le folosești. Vei fi mândru la un interviu de angajare. Da. Pentru că odată ce vin de câteva ori cuvinte, apare și siguranță. Corect. De sine. Bravo, și vei fi natural. Stai, că nu mă duc să mor la ăla, să tremur tot, dar nimeni să mă angajați. După aia, la un moment dat, vei fi mândru în fața copiilor tăi când o să fie tati ce ăla. Stai un pic. Da. Coam. Din alea, de ce nu castele de pe cer? Păi întreba și tu pe Wikipedia, vezi de ce nu. Nu, dar era bancul celebru cu tătică ce aia, nu știu mă. Tătică ce aia, nu știu mă. E chiar în Caragiale în tren de plăcere. E, nu știu ce treabă am eu.
Tătică, ce e aia? Nu știu, mă. La un moment dat, mămica. Dar mai lasă-l pe tatăl. Nu, lasă, dragă, că așa învață copilul. Da. Da. Zic că e obligat să ducă să citească, nu? Normal. Da, nu e cea mai bună soluție. Asta e concluzia serii, nu? Fără citit, fără învățat, fără asta, păi, nu poți să reușești, nu poți să faci nimic. Poți, dar e mult mai greu, știi? În definitiv, adică nu poți, pe mormântul lui Nenea Iancu de la Belu, nu e niciuna din marile lui glume. Scrie așa, fii să cultivați, să cultivați poporul, că un copac fără rădăcini nu poate trăi. Putea să dea un citat. Sunt eu Mangafaua. Păi nu, tot citat e. Da. Dar nu e o glumă. Nu zic, putea să dea un citat din ăsta. Sunt eu Mangafaua, coane. Nu este o glumă. Nu e. E o treabă serioasă. Dincolo de tot râsul, de Nenea Iancu, glumă, persiflare, spiritul caustic, în spatele tuturor ăstora a stat Nenea Iancu, omul serios. Puneți ochii și citiți. Da, care a iubit cultura, care a iubit arta, care a iubit limba română. Corect. Și gândiți-vă că Moș Virgulă v-ar da cu replicile peste ochi instant. Bravo, bravo. Ce ai făcut textul ăsta, mă? Ce-ai făcut cu textul ăsta, mă? Păi dacă citești acum un text dintr-o pagină de net, dintr-un portal de internet, îl bate pe ăla de-l omoară, Nenea Iancu. Nu-l bate. Nici nu. Îl face, îl face să nu mai vrea să... Facultate, fac niște greșeli, da? Te blochează. Dar asta, rețineți, Nenea Iancu nu te-ar bate. Nenea Iancu te-ar face să nu mai vrei să ieși din casă. Da, odată ai trimis un text și... Cum s-a dus un prieten la Goethe și a zis, bă, ăsta face și el strofe, poți să te uiți și tu un pic peste strofele lui, că e prieten de-al meu. Și el, omul a citit și a zis, foarte interesant, foarte, și el a zis, mamă, ce foarte, dar de ce dracu casc? Bă, și poantele erau, ne-a zis, bă, ești prost, sau ce-s versurile astea, a zis, foarte, casc de bor. Foarte tar versurile, a zis, da? Mi s-a descleștat gura așa. Boring. Asta a fost, nu? Ne vedem la conferință. Mulțumesc mult. Rămână, noi mulțumim. O reală plăcere, ca de obicei. Rămână, mulțumim frumos și pentru masă și pentru mititei. Să facem mese de astea mai des un pic. Da. Cu cea mai mare plăcere. Mai și un pic din diploma. Păi ce, că ne-am întâlnit la 4 și 8, n-am stat mult. Da. De studio, de așa față, este. Față, de... Mai pompos, mai... Cu vremea la voi, ce face, mă? Ha? Și ai tăi, ha? Ha? Oameni bune, s-a fost podcast în seara asta, vă mulțumim mult de tot. Sănătate, noi mulțumim. Nu mai bine. Nu mai bine, la revedere.